Adrian Mutu trebuie să plătească peste 17 milioane de euro clubului Chelsea, după cum a decis tribunalul de arbitraj sportiv. Premierul Emil Boc discută astăzi cu reprezentanții mai multor ministere. Este vorba despre doar trei, despre comasarea și desființarea agențiilor guvernamentale. E ora 16, bun găsit tuturor, un nou episod din războiul declarațiilor dintre partenerii de coaliție. Tot prin epistole, după ce PSD îi ataca ieri printr-o scrisoare pe colegii din coaliție, astăzi a venit reacția PDL. Socialdemocrații sunt inconsecvenți, irresponsabili, populiști, demagogi, iar mulți dintre ei nici măcar nu au citit programul de guvernare. Cristina Ioniceanu ne aduce detalii de acest nou atac. Te ascultăm, Cristina. Bun găsit! Comunicatul democrat-liberalilor atacă extrem de dur ultimele declarații venite din partea Partidului Social Democrat. Liderii PSD au probleme de memorie. Putem să venim în ajutorul acestora cu o copie a programului de guvernare, se precizează în comunicat. Program pe baza căruia ne angajam PDL și PSD în coaliție să gestionăm într-o perioadă de criză problemele acute ale României. Partidul Democrat-Liberal rămâne consecvent acestui program, dar pare puțin probabil că anumiți lideri ai socialdemocraților, cum ar fi domnul Vanghelie, să fie avut chemarea de a lectura angajamentul scris al PSD față de Partidul Democrat Liberal. Pentru membrii Partidului Social Democrat care s-au trezit miniștri sau directori de deconcentrate fără să fi citit acest program, reamintim că guvernul PSD-PDL s-a angajat să reformeze și să restructureze sistemul administrației de stat, inclusiv în domenii precum educația și sănătatea. Din păcate, liderii PSD, se precizează în comunicat, au probleme mai complexe, sunt inconsecvenți, irresponsabili, populiști și demagogi. Deși au, la fel ca Partidul Democrat Liberal, evaluări și analize care dovedesc suprapopularea și lipsa de eficiență a aparatului birocratic de stat, liderii Partidului Social Democrat se arată cei mai mari opozanți ai măsurilor de reformă. Pe de altă parte, se precizează în comunicat, deși prin Mircea Joană, Partidul Social Democrat, s-a angajat și a asumat pactul pentru educație, voci din același partid declară că refuză asumarea guvernului pe acest pachet legislativ. Poate cea mai importantă informație a comunicatului vine însă la sfârșit, nu în ultimul rând, subliniază democrat-liberalii, după ce la momentul constituirii guvernului, liderii PSD au fost de acord cu înființarea Ministerului Turismului, avându-l în vedere chiar pe fratele lui Radu Mazăre ca ministru. Aceiași lideri s-au sucit și afirmă că niciodată nu am fi avut nevoie de acest minister. În concluzie, Partidul Democrat Liberal apreciază că prin angajarea prematură în campanie electorală prezidențială, Partidul Social Democrat aduce grave prejudicii cetățenilor acestei țări, dovedind că este un partid care, pe o miză măruntă de grup, e dispus să sacrifice viitorul României. Cristina Ioniceanu, mulțumim. O legătură telefonică directă acum cu Valeriu Zgonea, PSD, reacția partidului domniei sale. Domnule Zgonea, mai există coaliție? Coaliția PDL-PSD? Coaliție, dar cred că o parte populară a devenit populistă și s-a încins. Soarele fiind puternic în România, cred că nu au are condiționă de la domnule PDL. Domnule Zgonea, încercați să vă... Încercați... Domnule Zgonea, mă auziți? Da, vă rog. Încercați să vă așezați într-o altă poziție cu telefonul, pentru că vă auzim cu multe întreruperi și răspunsul la întrebarea mea nici măcar nu a venit către noi și către telespectatori. Mai există coaliție? Eu vă aud foarte bine, să știți. La noi se aude cu întrerupere. Mai există coaliție? Întreb încă o dată. Eu cred că da. Și dacă mai există, domnule Zgonea, de ce nu faceți schimbul ăsta de replici între dumneavoastră acolo, între patru pereți? De ce e nevoie să dați comunicate, scrisori și așa mai departe? După cum ați observat, noi nu trimitem comunicate scrisori. Este un atac pornit începând de ieri de liderul spiritual al acestui partid, care vrea să acopere toate comisiile de anchetă care demonstrează în acest moment cheltuirea banului public mai mult în interes personal și utilizarea resurselor financiare publice pentru a-și crea imagine proprie în două ministere care aveau cu totul și cu totul alt pe timp la începutul angajamentului PSD-PDL. Domnule Zgonea, dincolo de etichetele pe care vi le pun colegii dumneavoastră de coaliție, inconsecvenți, irresponsabili, populiști, demagogi, fac și o dezvăluire în comunicatul de astăzi, spun că liderii PSD au fost de acord cu înființarea Ministerului Turismului, avându-l în vedere chiar pe fratele lui Radu Mazăre, Alexandru Mazăre, ca ministru.
Dumneavoastră ne puteți confirma sau infirma această informație? N-am avut această informație. Îl cunosc foarte bine pe domnul senator Alexandru Mazăre și vă spun sincer că nu am avut o discuție cu... și n-am auzit în ultimii 4 ani, fiind colegi în Comisia de Administrație între 2004 și 2008, prința domniei sale de a fi ministru turismului. Dar nici nu negați că ar fi existat această variantă? Cel mai bine... Nici eu nu neg că într-o zi o să vreau să fiu ministru transporturilor, dar vreau să și construiesc ceva în România, să nu mai te distrug. Dar când s-a format coaliția, a făcut cineva ecoul acestei dorințe pe care ne-o spuneți aici că ați vrea să fiți ministrul transporturilor? Eu nu țin asemenea informații. V-am spus că tot visăm ceva în viață. Doar nu ne-am născut ca să putem să... Haideți să lămurim lucrurile, domnule Zgonea. Mulțumim, să lămurim lucrurile chiar cu senatorul Alexandru Mazăre, care e în legătură telefonică directă cu noi. Domnule Mazăre, cine v-a propus ministrul al turismului? Nimeni. Nu m-a propus pe mine niciodată ca ministrul al turismului. Și cred că dumneavoastră faceți și o greșeală. Îmi aduc aminte momentul în care am avut... acordul, protocolul încheiat cu PDL-ul, întâi s-au negociat funcțiile, respectiv portofoliile, după care am avut o discuție în partid, cine ocupă fiecare portofoliu în parte. Întâi au fost portofoliile și apoi persoanele. Nu s-a plecat invers de la persoane și portofolii special pentru ele. Domnule Mazăre, nu știu de ce spuneți că noi facem o greșeală, nu făceam altceva decât să vă rugăm să comentați o informație inclusă în comunicatul pe care îl dă astăzi publicității Partidul Democrat Liberal. Probabil nu sunteți la curent, dar vă ajutăm. Scrie aici așa, scriu colegii democrat-liberali în felul următor. Liderii PSD au fost de acord cu înființarea Ministerului Turismului, avându-l în vedere chiar pe fratele lui Radu Mazăre ca ministru. Nu. N-am avut o astfel de discuție, dar eu vă confirm, cel puțin punctul meu de vedere, este că, într-adevăr, România are nevoie de un minister al turismului. E categoric acest lucru. Bun. Discuția începe în momentul în care trebuie să luăm în calcul ce trebuie să facă acest minister al turismului și care sunt sarcinile lui, dar existența lui eu nu o neg. Domnule Mazăre, a venit fratele dumneavoastră la București spunându-le partenerilor de guvernare de la PDL că dumneavoastră vreți să fiți ministru al turismului sau nu? Nu, a fost membru în comisia care a discutat cu cei de la PDL, respectiv în momentul în care s-a încheiat protocolul respectiv. Nu avea, cu alte cuvinte, nu avea atribuții în a exprima acest punct de vedere. Păi dacă a avut un cuvânt de spus pe care l-a și recunoscut în numirea domnului Nemirsti, ministrul mediului, de ce n-ar fi putut să pledeze și cauza propriului frate? Pentru că discuția s-a purtat inițial pe portofoliu, asta v-am explicat. Odată ce portofoliul de la mediu a fost atribuit Partidului Social Democrat, noi ca organizație, care am obținut cel mai bun rezultat din România, vorbesc de organizațiile PSD-ului, este firesc că ne-am dorit un om care să-l nominalizăm la acest portofoliu. Ne scuzați, dar ce spuneți dumneavoastră nu exclude niciun fel posibilitatea ca fratele dumneavoastră să fi rostit numele sau să vă fi propus pe dumneavoastră pentru Ministerul Turismului. Pentru că, până și în comunicatul ăsta scrie foarte bine, foarte clar și nu vă contrazice niciun fel că liderii PSD au fost de acord cu înființarea Ministerului Turismului. Deci întâi ați discutat dacă să se înființeze sau nu acest minister. Pedeliștii spun că PSD-iștii au susținut ideea și că și aveau pe cineva în vedere. Era vorba despre Alexandru Mazăre, dumneavoastră. Domnul Pălceanu, eu acum vă spun exact cum au stat lucrurile. Repet, eu personal și noi, organizația, la nivelul organizației Constanța, am agreat în permanență ideea necesității reînființării Ministerului Turismului. Cu asta sunt de acord și eu mai departe că România are nevoie de turism ca domeniu vital al relansării economiei. Pe de altă parte, nu am avut o discuție legată de persoana X sau Y cu cei de la PDL, cine ar trebui să ocupe funcția aceasta de ministru al turismului. Alexandru Poate Mazăre... și alte variante. Repet, discuția pe persoane am avut în momentul în care Ministerul Mediului a fost nominalizat printre portofoliile PSD-ului. Vă mulțumim că ați intrat în legătură telefonică directă cu noi. A fost senatorul Alexandru Mazăre, cel despre care Partidul Democrat Liberal, vă reamintim, susține într-un comunicat că și-ar fi dorit ministerul turismului, și-ar fi dorit să fie ministrul turismului.
Adrian Mutu trebuie să plătească peste 17 milioane de euro clubului londonez Chelsea. Tribunalul de arbitraj sportiv a respins recursul făcut de Mutu la decizia FIFA, un recurs care stabilea că fotbalistul român trebuie să plătească despăgubiri clubului londonez în urma scandalului cocaină, pe care vi-l amintiți cu toții. Carmen Brumă știe mai multe despre decizia de astăzi. Carmen. Am găsit vești proaste pentru Adrian Mutu. Tribunalul de arbitraj sportiv de la Lausanne a respins recursul din 7 mai 2008, prin care jucătorul contesta decizia FIFA, care îl obliga să plătească clubului Chelsea 17 milioane de euro. Este o decizie nedreaptă și ilegală. Vom face apel în termen de 30 de zile la Tribunalul Federal Elvețian. Așteptăm și noi, ca TASul, să ne prezinte motivația care a stat la baza acestei decizii, a spus Miguele Colucci, avocatul lui Adrian Mutu. Tot acesta a precizat că dacă Mutu va pierde procesul la Tribunalul Federal Elvețian, singura soluție care rămâne este instanța civilă. Totul a început în 2004, atunci când clubul Chelsea l-a concediat pe Mutu în urma unui control antidoping, din care reieșea faptul că acesta consumase cocaină. Federația engleză de fotbal l-a suspendat 7 luni, iar FIFA a decis că clubul Chelsea trebuie să primească de la Adrian Mutu 17 milioane de euro. Conform revistei Capital, averea lui Adrian Mutu se ridică la aproximativ 13 milioane de euro, iar salariul său anual la aproximativ 3 milioane de euro. Carmen Brumă, are de unde să plătească Mutu despăgubirile? De unde a pornit tot acest scandal? Au mai fost astfel de cazuri? Vom discuta despre toate acestea în câteva momente la Deschide Lumea. Înainte însă despre discuțiile de astăzi la Palatul Victoria, guvernul se pregătește pentru marea restructurare. Prim-ministrul Emil Boc s-a întâlnit azi cu mai mulți miniștri ca să decidă care dintre agențiile pe care aceștia le-au în subordine vor dispărea. Șeful executivului are în plan reducerea la jumătate a agențiilor guvernamentale începând din 14 august. Discuțiile au loc la Palatul Victoria, acolo se află și corespondentul nostru Valentina Pufulescu. Valentina, spune-ne dacă putem avea astăzi o primă concluzie în privința, cel puțin în privința ministerelor care participă la discuții. Bună ziua! Din păcate, aceste discuții sunt informale, nu vom avea concluzii la sfârșitul întâlnirilor de astăzi, dar premierul va avea astfel de discuții și mâine și poimâine cu restul miniștrilor, așadar abia duminică, poate seară, să ne așteptăm la concluzii, să vedem dacă s-a stabilit acest măreț plan de restructurare a agențiilor guvernamentale. Rămâne de văzut dacă se vor termina întâlnirile până atunci, pentru că, de exemplu, astăzi au fost chemați la Palatul Victoria 4 miniștri. Ei bine, unul dintre aceștia nu este disponibil și a trimis înlocuitor. Este vorba despre ministrul mediului Nicolae Nemirski. În rest, premierul a vorbit până acum cu ministrul culturii, ministrul Vasile Blaga, Gheorghe Pogea, care discută chiar la această oră cu Emil Boc, și urmează Constantin Niță, ministrul întreprinderilor mici și mijlocii. Premierul este însă decis să reducă la jumătate numărul agențiilor guvernamentale, să dea afară și funcționari publici și nu în ultimul rând să reducă salariile. Asta pentru că Boc spune că a descoperit de curând că există șoferi la stat plătiți cu peste 4.000 de lei. Această decizie este întărită și de declarația pe care a făcut-o ieri președintele țării Traian Băsescu de reducere cu 20% a numărului funcționarilor publici. Vești care vin foarte bine acum în contextul în care guvernul negociază cu FMI viitorul deficit bugetar al României pentru 2009. Ministerul de Finanțe cere fondului să ne permită să avem în acest an un deficit bugetar de 7%. Până acum s-a negociat un deficit de 4,6%, dar iată că guvernul cheltuiește mult mai mult decât încasează și prin urmare va avea un deficit, o diferență dintre cheltuieli și venituri mult mai mare. Valentina, mulțumim! România ar putea avea o scădere economică mai mare de 8%, după cum spun reprezentanții Fondului Monetar Internațional. Nu este însă exclus ca situația să se îmbunătățească între timp și să nu atingem totuși acest nivel. Oficialii Fondului Monetar Internațional au început de ieri evaluarea economică a României. Astăzi au avut întâlniri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. We're progressing very well. We're doing a lot of technical meetings now to get all the information that we need, and we'll begin the policy discussions with the government later on. 8% shrinking of the economy is kind of scary. Is it too much? We are still refining our forecast, so I wouldn't want to say exactly what our forecast is going to be. Could it be better? It's certainly going to be worse than the 4% that we had when we negotiated the program back in March.
Oamenii de afaceri ar dori ca executivul să numească un ministru al simplificării, doar or scăpa de birocratizarea excesivă. Reprezentanții mediului de afaceri și investitorii străini s-au întâlnit astăzi cu Emil Boc și cu ministrul de finanțe, Gheorghe Pogea, ca să găsească împreună soluții pentru ieșirea din criză. S-a discutat denumirea unui ministru al simplificării. Ceea ce avem la ora actuală este o birocratizare excesivă, o blocare a sistemului firmelor cu acte care nu sunt necesare și care sunt create numai pentru a menține parazitar tot felul de funcționari publici. 150 de zile din tot anul 2008, în tot acest timp, mai mulți șefi de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară au fost absenți, adică nu s-au dus la serviciu. Pentru că au mers la seminarii în străinătate, pe mai multe continente, cât au cheltuit ieri ei numai cu transportul, la congrese și forumuri, ne spune colega noastră Ana Maria Roman. Bun găsit! 140.000 de lei bani din buzunarul contribuabilului. Să vedem și care sunt cele mai interesante deplasări ale acestora. În vara anului trecut, directorul general al agenției, alături de directorul adjunct plus alți doi șefi de direcții, au plecat 10 zile la San Diego, în Statele Unite ale Americii. Motivul? Un congres organizat de Institutul de Cercetări pentru Informații Spațiale și Mediu. Biletele de avion au costat 15.000 de lei. O altă deplasare care îl include pe directorul de atunci al agenției, Robert Tatu, a fost la Tokyo, unde alături de un consilier și un șef de birou a cheltuit 14.000 de lei. Chiar dacă nu e aceeași distanță și nici pe departe aceeași țară, acea sumă a cheltuit-o mai aproape în Croația, directorul adjunct Marcel Grigore, alături de trei consiliere personale. Pe listele de deplasări ale celor de la ANCPI apare ca destinație favorită Parisul. Toți șefii au fost anul trecut în capitala Franței, însă cheltuielile sunt după funcție. În februarie, doi directori au cheltuit pe transport aproape 3.000 de lei. Câteva luni mai târziu, directorul general adjunct a dat acea sumă de avion, pe avion doar el singur. Când vine vorba însă de șeful mare al celor de la cadastru, sumei îi se mai adaugă un zero. 10.000 de lei plătiți pentru două zile alături de alte două persoane în capitala Franței. Ministrul Educației Caterina Andronescu pretinde că discuțiile cu sindicatele pe legile educației progresează. Primele concluzii astăzi, despre ce este vorba, ne spune colega noastră Lili Ciobanu. Lili. Bun găsit tuturor, discuțiile continuă și în acest moment, chiar dacă nu știm exact cine își va asuma răspunderea pe proiectul legislativ. Pe de o parte, premierul Emil Boc a dat un ultimatum Ministerului Educației să finalizeze acest cod al educației până pe data de 14 august, urmând ca guvernul să își asume răspunderea. Ministrul Educației, pe de altă parte, nu este de acord cu această propunere și susține că acest proiect ar trebui supus dezbaterii publice cel puțin o lună, urmând ca acesta să fie aprobat nu de guvern, ci de parlament. Aceeași părere o au și sindicaliștii, dar și Mircea Miclea, cel care a mai propus un proiect legislativ de acest fel pe vremea când era ministru al educației. Acesta susține că un proiect al educației este necesar, este necesară o dezbatere publică, însă pe documente clare și concise, și nu o dezbatere în care să se proiecteze diverse interese. Lili Ciobanu, mulțumim. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anunțat rezultatele alegerilor după numărătoarea tuturor voturilor. Vorbim despre rezultate preliminare pentru că trebuie întocmite și procesele verbale. Operațiunea ar putea dura și 10 zile. În acest moment, situația arată în felul următor. Partidul Comunist are 48 de mandate în Parlament. Partidul Liberal Democrat din Moldova, 18 mandate. Partidul Liberal, 15 mandate. Partidul Democrat, 13 mandate. Iar Alianța Moldova Noastră, 7 mandate. După cum v-am spus, procesul de validare a proceselor verbale, practic, este în desfășurare în acest moment. Vă vom ține la curent pe parcursul acestei ore cu informațiile de la Chișinău. O primă escală acum. La Chișinău se află corespondentul nostru, Maia Andrușca. Maia, cum ar putea arăta totuși scena politică de la Chișinău după anunțarea rezultatelor finale? Bună ziua! Deci au fost anunțate rezultatele finale, preliminare, după numărarea 100% a sufragiilor. Comuniștii sunt în frunte, ca și până acum, până am așteptat aceste rezultate. Este o situație deocamdată incertă, rămâne incertă situația, pentru că discuțiile între partide sunt abia la început.
soarta, după cum a spus Voz, Partidul Comuniștilor au 48 de mandate, iar opoziția, dacă ar forma o coaliție, deocamdată n-au zis cu declarație oficială despre această coaliție, dar dacă ar forma coaliția, ar avea 53 de mandate. Asta înseamnă că ar putea forma guvernul, dar nu ar putea alege președintele, ar avea nevoie de încă 8 mandate. De până acum, Partidul Democrat era cel care spunea că va fi de partea opoziției. Până astăzi, astăzi la ora 12, când Marian Lupu, fostul președinte al Parlamentului și fost comunist, dar actualul șef al Partidului Democrat, a anunțat că este deschis spre o coaliție largă cu comuniștii, cu Partidul Comunist. Și a precizat că ar vrea să discute despre numirea președintelui cu Partidul Comunist. Dar a specificat că mai întâi va merge la discuții cu partidele liberale și democrate, adică cu PPSD, PNL-ul și PLDN-ul și AMN-ul. Deci rămâne de voi. Aceste informații. În studioul Deschide Lumea, Iulian Chifu, directorul Centrului pentru Prevenirea Conflictelor. Bun venit, domnule Chifu. Bună ziua. Cum merg negocierile? Colega noastră ne spunea că toată lumea caută pe toată lumea, tatunările sunt întoi. Există informații mai concrete despre închegarea unei coaliții? La această oră, cele trei partide liberale au deja un acord între ele de principiu, încă înaintea campaniei electorale. Problema mare este a negocierilor cu Partidul Democrat din Moldova, care deja joacă, cel puțin joacă aparent, cu posibilitatea inclusiv de a face o alianță pentru alegerea președintelui cu Partidul Comuniștilor, ați auzit mai devreme relatarea colegii dumneavoastră. Pe de altă parte, însă, Partidul Democrat din Moldova este în momentul de față presat, pentru că are niște legături directe și o tendință de a se ralia Partidului Socialist European. Și din acest punct de vedere există o presiune destul de importantă pentru ca alianța să fie făcută pe dimensiunea europeană. Ceea ce este important în momentul de față este ca să avem o majoritate guvernamentală și parlamentară care ar putea să distribuie într-o formă armonioasă și convenită posturile din Parlament și din Guvern și să producă schimbările necesare, chiar dacă chestiunea alegerii președintelui este lăsată în plan secund, respectiv se acceptă și posibilitatea ca un președinte să nu poată fi ales, deci acest mandat să dureze practic un an. Un an este foarte mult timp în condițiile în care se poate modifica situația în justiție, se pot degreva instanțele, se poate modifica situația din zona aceasta a audiovizualului. Iată, chestiunile de democratizare și de deschidere a pieții de business sunt cele mai importante în momentul de față de deschiderea Republicii Moldova, mai ales în contextul crizei. Însă, avem de a face cu o coaliție mozaic, cu partide cu interese divergente, diferite și care au o greutate în a se pune de acord. Am văzut această greutate și în democrații mai elaborate și aici este problema, cred eu, esențială pe care va trebui să vedem în ce măsură cele trei partide, Partidul Democrat din Moldova, a domnului Lupu, domnului Diacov, sunt în stare să negocieze perspectiva Parlamentului. Iulian, în sinteză, care ar trebui să fie cheia unei coabitări pe care mulți o consideră contra naturii, s-au mai întâlnit coabitări împotriva naturii în țările europene. Dacă ar trebui să existe un element care să deblocheze situația, care ar putea fi imediat? Deci chestiunea se joacă în două tranșe. Fie există un acord între Partidul Comuniștilor și Partidul Democrat din Moldova, în condițiile în care nu se ajunge la o înțelegere între cele patru partide, să le spunem, de opoziție. Și în acest context, Marian Lupu devine președintele Republicii Moldova, dar majoritatea parlamentară și guvernamentală rămân controlate de către Vladimir Voronin, de către Partidul Comuniștilor, sau varianta pe care o sperăm, pentru care există presiunile de rigoare, respectiv aceea de a forma un guvern care să aibă două pe o durată de un an, o majoritate pe o durată de un an, care să aibă două sarcini. Trecerea prin criza economică, democratizarea Republicii Moldova, eventual irreversibilă, și deschiderea pieței în Republica Moldova, respectiv relansarea business-ului care a fost blocat, oprit de către Foarte Vladimir scurt, Voronin. Cum se poziționează România față de aceste negocieri întoi, după, mai ales după indiscreția comisă ieri de președintele? Indiscreția de ieri ne arată cum se poziționează România în momentul de față. Din acest punct de vedere, România se raliază poziției care a fost
negociată și asumată de către Occident, de către Statele Unite, Uniunea Europeană, de către Federația Rusă și de către alți actori interesați, respectiv democratizarea Republicii Moldova și deschiderea business-ului. Nu înseamnă acest lucru că, din punct de vedere geopolitic, acest lucru este un câștig direct pentru raportul de forțe Est-Vest, dacă este să luăm această axă. Mulțumim, Iulian Chifu, pentru toate aceste precizări. Informația zilei vine din fotbal, din partea obscură a fotbalului. Este vorba despre pedeapsa, între ghilimele, despre amenda pe care Adrian Mutu trebuie să o plătească clubului Chelsea, peste 17 milioane de euro, pentru că s-a drogat sub contract acum 5 ani. Cum a fost primită această decizie, nu de Adrian Mutu, pentru că deocamdată nu avem vești, ci de lumea fotbalului din România, în cele ce urmează? El și-a revenit după ce s-a întâmplat, de fapt, evenimentul acela cu cocaina. Iar acum, sigur, este o lovitură foarte tare, pentru că e vorba de niște bani pe care probabil că el nu i-are. Și atunci, normal, el care este un familist... Este un băiat de bun simț, într-o familie în care este bine, a fost bine crescut. În general, societatea românească la ora actuală are suficient de mulți tineri care pleacă nepregătiți într-o lume mult mai diversă și mai periculoasă. Probabil o să plătească un 500 de mii pe an, încă 3-4 ani cât joacă el fotbal. Înțelegi că asta va trebui să iei un pic de salariu. Și dacă nu sunt mulțumit sau după ce se lasă de fotbal, o să-l dea în judecată pe cale civilă. Se fac diferite scenarii, nu se știe însă cât și în ce perioadă va plăti Adrian Mutu această amendă de peste 17 milioane de euro. Cert este că astăzi Mutu este posesorul unei averi pe care mulți ar considera-o de invidiat, 14 milioane de euro, și totuși nu e suficient, pentru că, după cum vedeți, ar mai avea nevoie de vreo 4 milioane doar ca să-și plătească datoria, ceea ce înseamnă că astăzi briliantul este practic în ruină. Refacem calculele după o scurtă pauză, rămâne cu noi. Ce trebuie să faci pentru a te racorda la rețeaua electrică? 1. Te sui pe stâlpul de electricitate și te racordezi personal. 2. Nu plătești factura până ți se taie racordul la electricitate și ai astfel nevoie din nou de racordare. 3. Te pui o cerere de racordare și documentația aferentă obținerii avizului tehnic. Mergem? Nu cu părul ăsta. Tu cum faci să ai părul plin de volum? Folosesc Wash & Go. Față de alte șampoane mai ieftine, Wash & Go face mai multă spumă și curăță mai bine părul, ca tu să te bucuri de 100% volum. Păr super curat, 100% volum. Cumpără Wash & Go la 750 ml și poți economisi 35%. Când spălătoriile profesionale au de îndepărtat pete extrem de dificile pentru hoteluri și restaurante de renume, pot adăuga, pe lângă detergentul folosit, produse speciale. Acum, tehnologia de ultima oră pentru îndepărtarea petelor se regăsește și în Ariel Profesional, noul produs pentru îndepărtarea petelor. Adaugă-l la spălare pe lângă detergent pentru ca și tu să obții rezultate profesionale. Încearcă noua gamă Ariel Profesional, expertul în îndepărtarea petelor. Nou de la Tic Tac! Caută prospețimea răcoritoare a fructelor din Tic Tac Melon Mix, Tropicala Cerola și Pina Colada. În ediție limitată! Atlas de mitocănie urbană prezintă Gherțoiul de bloc, Mărlanul de dorobanți, Ciumetele de parcare. Cele mai populare specimene urbane în peste 100 de pagini de studiu și ironie fină. Atlas de mitocănie urbană, un demers de bun simț, Radio Guerilla. Acum și în librării. 600 de milioane de bărbați se bărbieresc cu gilet, așadar am învățat cum să-ți protejăm mai bine fața. Încearcă noul gel de bărbierit Gillette Series. Îți protejează fața și asigură o alunecare cu până la 30% mai ușoară a aparatului de ras pentru o protecție incredibilă împotriva iritației. Noul gel de bărbierit Gillette Series. Inspirat de 600 de milioane de bărbați pentru o singură față, a ta. Gillette, perfect bărbătesc. Suntem Jurnalul Național și
Pentru noi prima știre se numește România. Trebuie să le oferim românilor ceva de care să fie mândri. Ce zice de coroana lui Ștefan cel Mare? Da, dar putem să le oferim ceva la fel de valoros. Ceva care trebuie să existe în fiecare casă. Biblioteca pentru toți. O colecție de literatură românească. Forest Vibes Fest. Muzică live. Distracție. Aventură în natură. Între 31 iulie și 2 august în pădurea comunei Măgureni, Prahova. La Forest Vibes Fest. ...72 de ore de distracție oferite de ziua. Madonna. Povestea reinventării personale. Banii, puterea, influența, sportul, dar fără muzică. Madonna. Exclusiv în Tabu de Iulie. Transformarea anului într-un pictorial senzațional, Camelia Șucu, Madonna. Tabu. Cea mai curajoasă revistă de femei. Bacteriile au găsit ascunzătoarea perfectă la tine în baie, periuța ta de dinți. Milioane de bacterii se pot dezvolta pe perii acesteia. Experții de la Oral-B au creat noua periuță de dinți expert antibacterial cu ion de argint. Tehnologia sa protectivă ajută la inhibarea dezvoltării bacteriilor pe suprafața perilor până la 3 luni și elimină până la 90% din placa bacteriană. Noua periuță expert antibacterial de la Oral-B. Vino pe 1 și 2 august la Mamaia ca să-i vezi pe cei mai buni jucători de footvolley din România. Echipa câștigătoare a marii finale Pepsi Footvolley va pleca direct în excursie la Chelsea Football Club. Ca expert Vela știu de ce se tem femeile. Părul odată vopsit nu va mai arăta niciodată sănătos. Vela oferă soluția. Noul Velaton. Prima vopsea de păr Vela cu ser inovator revitalizant color terapii. Pentru 100% culoare și păr cu aspect sănătos, de parcă nici n-ar fi fost vopsit. Noul Velaton. Recomandarea mea numărul 1. Călătorii, emisiuni culinare, aceasta este meseria mea, iar ținuta impecabilă este obligatorie. După emisiune, găsesc pe uniformă diverse pete, chiar și de fard, dar mă pot ocupa de ele doar acasă. Soluția mea? Ariel Prozim 7, care nu doar curăță, ci și ajută la protejarea rufelor împotriva petelor de tip granulat. Sistemul său de protecție împotriva petelor ajută la netezirea fibrelor, împiedicând chiar și petele de fard să se fixeze în țesătură. Această curățenie impecabilă este apreciată de către spectatorii din întreaga lume, nu doar de familia mea. Curățenie impecabilă și protecție împotriva petelor viitoare. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Ce trebuie să faci pentru a te racorda la rețeaua electrică? Răspuns corect, varianta 3. Depui o cerere de racordare și documentație aferentă obținerii avizului tehnic. Orice distribuitor de electricitate poate comunica la cerere informațiile privind condițiile și posibilitățile de realizare a racordării la rețeaua de electricitate. Este informația zilei. Adrian Mutu trebuie să plătească o despăgubire de 17 milioane de euro. De unde va plăti? Vedem acum cam care este averea lui. Adrian Mutu are câte o casă la Londra, la Miami și în Ibița. Are un iaht de lux și mașini, tot de lux. Îi plac Ferrari, Aston Martin, Bentley și deține câte un exemplar din fiecare în garajele sale. Le consideră investiții. La capitolul investiții adevărate, Adrian Mutu și-a plasat banii în cluburi de noapte, în linii de modă, în vinuri, o firmă de impresariat și chiar într-un reality show despre care ProSport spune că are o audiență dezastruoasă. În total, averea lui Adrian Mutu ar valora undeva între 13 și 14 milioane de euro. Evaluarea a fost făcută însă înainte de criză de revista Capital. Pentru că nu prea a avut mână bună la afacere, atacantul poate miza doar pe banii din fotbal, cu adevărat. Cel mai bun salariu, de 3,5 milioane de euro, l-a avut chiar la clubul care l-a dat afară, adică Chelsea. După ce a fost concediat în 2004, Mutu s-a întors în Italia, dar scandalul cocaina i-a tăiat serios din salariu. Juventus i-a oferit atunci doar 800.000 de euro pentru un sezon. Din 2006, internaționalul român este la Fiorentina, iar în prezent are un câștig anual de 2,7 milioane de euro.
Și încă o sursă de venit pentru Adrian Mutu, mai sigură decât propriile afaceri, ați văzut, cel puțin 2 milioane de euro îi vin din publicitate. Publicitate la echipament sportiv sau la mașini de lux, iar de ceva timp imaginea lui a fost asociată unui vin din Toscana pe care îl cheamă Il Dieci. La Deschide Lumea, alături de noi, colegii noștri Florian Petrică și Vlad Enăchescu. Vă mulțumim că ați venit. Florian Petrică, este vorba despre cariera unuia dintre cei mai talentați fotbaliști români. Nu trebuie să te pricepi la fotbal ca să înțelegi că Adrian Mutu este undeva în vârful ierarhiei. O carieră zdruncinată de acest episod, de episodul cocaina. Să ne întoarcem puțin în anul 2005. De fapt, este o amendă foarte mare, e prea mare în raport cu ce s-a întâmplat. E vorba despre despăgubire, amendă între ghilimele. Exact, e prezentată ca fiind o amendă record în lumea sportului. De despăgubire. Cred că cel mai important este contextul în care apare această problemă. Vorbim de 17 milioane de euro. Să nu uităm că este criză financiară, recesiune economică. În general vorbim despre aceste probleme de ordin economic. Chelsea este un club cu mari probleme din punct de vedere financiar, pentru că are o valoare de piață de 600 de milioane de euro. 92% din această valoare de piață este reprezentată de datorii. Și dacă n-ar fi avut datorii atât de mari, nu i-ar fi impus lui Adrian Mutu o despăgubire așa impresionantă? Ce vreau să spun este că sunt mari șanse ca Chelsea să se lupte mult în acest context pentru banii pe care Mutu se presupune că ar putea să-i plătească. Mă îndoiesc că ar putea să-i plătească într-un fel acest. Și dacă nu-i plătește, ce se va întâmpla cu el? Nu pot să-mi dau seama. Poate că vor alege o cale cât să primească foarte mulți bani la început. E foarte greu de crezut. Eu nu sunt convins că până la urmă Mutu va plăti acești bani. Ce se întâmplă acum? Va fi o negociere directă între Chelsea și Mutu pentru modul în care vor fi plătiți banii sau poate fi executat Mutu? Am văzut, are casă, are mașini. Momentan nu știm nimic pentru că Adrian Mutu încă nu a vorbit. Singura reacție care e cât de cât din apropierea lui este avocatului Cristian Sârbu, care l-a reprezentat pe Mutu, dar nu și în speța de față, care a spus însă că lupta va continua pentru că aceasta, să nu uităm, este o decizie a unui tribunal sportiv. Pe cale sportivă el nu mai are nicio cale de, nu mai are nicio posibilitate de recurs, dar există căile civile. Și atunci, automat că în momentul în care se va declara nemulțumit de decizia TAS-ului, Adrian Mutu va merge în civil, susținut de avocații săi, încercând fie să diminueze, fie să contracareze total și așa mai departe. Sârbu chiar spunea ceva mai devreme la Realitatea TV că cel mai bine ar fi pentru o bună credință și pentru a demonstra această bună credință să plătească o mică parte acum clubului Chelsea, după care să se îndrepte în civil într-o nouă speță, un nou mod de abordare a problemei pe care trebuie, bineînțeles, avocații să o gândească foarte bine și apoi abia instanța civilă poate să vină executoriu să te oblige să dai acești bani. Instanța sportivă n-are rol și nu poate să te oblige să faci lucrul acesta. Multe semne de întrebare asupra modului în care Adrian Mutu a ajuns să consume cocaină. Multe scenarii despre care ne vorbeai înainte de emisiune, Florian Petrică, lucrurile par a fi cu sute coață albă pe alu. Se pare tulburător. Sunt pur și simplu contrariat de această efervescență a cazului Mutu în jurul acestui măr al discordiei reprezentat de droguri și de doping, mai ales în lumea sportului. Apare nu există nicio legătură. Însă, eu cred că există o legătură. Pentru că un sportiv de mare performanță, așa cum este Mutu, poate fi și un ciclist, poate fi și un super basketbalist, nu ajunge întâmplător sau întotdeauna din extravaganță să consume droguri puternice, cocaină, heroină. Li se întâmplă și cicliștilor, să nu uităm că a murit Pantani. Au fost descoperite droguri în camera lui. Adică să se fi drogat pentru performanțe și mai bună? Nu, se întâmplă următorul lucru. Știm că în lumea fotbalului în general și în Premier League, chiar și în Premier League, controlurile antidoping sunt foarte, foarte restrânse. De multe ori ele nu există, în Liga 1 ele nu există. Vreau să spun următorul lucru foarte, foarte pe scurt. În momentul în care unui sportiv de mare performanță îi se administrează steroizi, în momentul în care această administrare de steroizi încetează, apare
sindromul de sevrage. E vorba de dependența pe care steroizii o creează la fel de puternic cum o creează și drogurile recreative. Pentru a compensa această stare care este îngrozitoare, starea de sevraj, normal, face apel la drogurile recreative, cocaină, heroină. Eu nu știu dacă este cazul Mutu, nu știu dacă este cazul clubului Chelsea, dar știu că este o problemă a sportului de mare performanță, a sportului timpului nostru în general. O mare performanță, pentru că aparent te întrebi de ce sportivi atât de deosebiți consumă cocaină, au foarte mulți bani. Din lipsă de educație, e o criză de moment, o euforie de moment, e o curiozitate. Adică Mutu ar fi fost împins la consumul de cocaină de nevoie, asta da, spuneți. Da, asta încerc să spun. Bun, e o ipoteză pe care nu putem neapărat să o scoatem. Nu avem, nu, deci am spus, n-am cum să incriminez pe nimeni. Detaliu de acest gen. Se practică acest lucru, apropo de antidoping, știm că unele cluburi mergeau până la schimbarea sângelui sportivilor, ca atunci când vine controlul să nu iasă steroizii și așa mai departe. Vlad, de aici pornisem. Cum să poți să creezi atâta vâlvă în jurul unui asemenea caz, când în Premier League ai 20 de jucători, 20 de fotbaliști testați într-un an? Într-un an, 20, deci fotbalul are cele mai puține teste antidoping. Ceea ce este surprinzător vis-a-vis de acest lucru, și poate contează mai puțin dacă au fost steroizi, dacă a fost cocaină și așa mai departe, este clar că el a făcut acest lucru, a dus apoi într-o clinică de dezintoxicare, a trecut momentul. Problema este alta. Chelsea, în momentul respectiv, a prins în flagrant 5 jucători, printre care și Mutu. Cu 4 dintre ei s-a înțeles, sub o formă sau alta. Cam toți au plecat de la Chelsea. Sunt înțelegeri secrete? Da, pentru că n-a existat niciun proces, nu există daune, sunt pur și simplu niște înțelegeri în spatele ușilor închise. Oamenii au plecat de la club, probabil că asta a fost una dintre condiții, dar nu li s-au cerut despăgubiri, daune și așa mai departe. Dar ne amintim plecarea furtunoasă a lui Mutu de la Chelsea. Singurul care a avut parte de acest tratament a fost Adrian Mutu, pentru că Chelsea s-a supărat atât de tare pe cei 5 și a zis că ne răzbunăm pe unul și poate dăm exemplu. Adică lucru pe care l-a sesizat și Cristian Sârbu și a spus lucrul ăsta. Atunci erau mai mulți în cauză. Dacă ar fi avut o relație mai bună cu Roman Abramovici, s-ar fi ajuns în situația asta? Dacă ajungi până la Roman Abramovici ca finanțator, finanțatorul din Premier League n-are nicio legătură cu finanțatorul din România. Rar ajunge la vestiare, rar ajunge să discute neapărat cu jucătorii săi. Dar relația proastă o avea cu Mourinho, care era managerul general, antrenorul și omul care dicta în club. Asta știm. Dar, pe de altă parte, dacă ai reușit să ajungi la o înțelegere cu 4 dintre cei 5, de ce n-ai încercat o cale amiabilă și cu al cincelea? Și ajungi să dai afară un jucător, după care să te întorci împotriva lui, să-i ceri și daune. O imagine de aventurier... Întrebarea la ore e foarte bună, pentru că din Premier League, Roman Abramovici este unul dintre patronii care se implică acolo, da, unde n-ar trebui, chiar în problemele jucătorilor. Am citit un articol despre Roman Abramovici și Gigi Becali în Financial Times. Este punctul care îi reunește. Exact. Patosul. Exact, exact. Și implicarea unde nu e cazul. Exact, în momentul în care a plecat Mourinho, Abramovici a avut un cuvânt greu de spus. Ce face Adrian Mutu cu eticheta pe care i-au pus-o la momentul respectiv, în special ziarele britanice, de aventurier, de pierdevară, pentru că au fost tot felul de dezvăluiri făcute în legătură cu viața lui amoroasă, consumul de droguri era asociat cu desfrâul. A scăpat de această imagine? Câtă legătură cu realitatea aveau acele relatări? Vlad spunea ceva mai devreme, joacă din ce în ce mai bine. Este ca și cum de-abia acum, din punct de vedere sportiv, a ajuns pe culmea gloriei, să spunem așa. E interesant ce se întâmplă cu Chelsea și cu acest caz Mutu Chelsea, pentru că, și nu exagerez în niciun fel, din punct de vedere al sport bizului, Mutu era probabil programat, dar în orice caz se acordau șanse foarte mari să ajungă de talia lui Beckham, să ajungă detaliile lui Cristiano Ronaldo, Kaká, așa mai departe. Deci era unul dintre jucătorii cu cel mai mare potențial de marketing din lume, între primii 6. Și am surse foarte sigure în momentul în care spun acest lucru. Probabil că despăgubirile se referă și la posibilitatea întoarcerii investiției Mutu în viitor. Deși în momentul în care a apărut pentru prima dată forma acestor daune în cifre, încă nu, Chelsea încă nu plătise toți banii către Parma, clubul de care l-a adus. Și atunci ar putut exista o înțelegere. Bine,
ai pierdut cu mine, dar nu mai da banii ăștia. Ce vreau să zic e că nu e doar o problemă între Chelsea și Mutu, este o problemă și între Chelsea și Parma. Dar și e greu de crezut că Chelsea poate lua banii de la Parma. Poate e o problemă generată pe fondul crizei economice, după cum spuneai puțin mai devreme, foamea de bani din toate părțile. Asta face lucrurile mult mai grele. Florian Petrică și Vlad Enăchescu, mulțumim. Mergem mai departe, vorbim despre ce se va întâmpla în acest weekend din punctul de vedere al vacanțelor, pentru că meteorologii anunță un sfârșit de săptămână în care orice ați avea în plan ar fi bine să nu rămâneți în casă. Vom merge pe litoral, acolo unde temperatura se anunță ideală, chiar și temperatura apei mării, 25 de grade. La munte va bate vântul doar cât să vă răcoriți. Cel mai important este să luați decizia de a pleca și să lăsați în spate veștile proaste, veștile legate de restructurări, de lipsa banilor. Revenim în câteva minute. Să testezi noua Toyota Auris. 12.689 euro TVA inclus. O alegere înțeleaptă. Și cum îți spuneam, e foarte puternică. Curăță tot în cale. Pete de ketchup. Cafea. Înghețată. Dispar pe loc. E clar că e de top. Of, nu-ți face griji. Cum ziceam, e de top. Formula puternică din Bonux curăță petele astea dificile. Noul Bonux are acum Enzim 5, ingrediente din detergenții de top. Hey, ai văzut cum scoate petele din minți? Da, și din haine. Enzim 5, soluția puternică împotriva petelor. Zilele calde sunt de acum mai răcoroase cu Nutri-Day de băut. Cumpără două Danone Nutri-Day de băut în noul ambalaj și te bucuri de o reducere de 20% și de un gust atât de răcoritor. Ia-ți la revedere de la vechile aparate de ras de unică folosință. Îți prezentăm noul Blue 3, cel mai bun aparat de ras de unică folosință de la Gillette, numărul 1 mondial. Cu cele 3 lame ajustabile automat, taie firele de păr de 3 ori dintr-o singură mișcare, oferind un bărbierit mult mai ușor și mai confortabil. Începe ziua cu 3-0 cu noul Blue 3, noul Gillette Blue 3. Multe alimente au un nivel ridicat al acidității, ce poate provoca eroziunea smalțului dinților. Colgate Sensitive Enamel Protect ajută la protejarea împotriva eroziunilor smalțului. Dubla acțiune ajută la calmarea durerii dentare și remineralizarea smalțului. Pentru a preveni eroziunea smalțului, folosiți Colgate Sensitive Enamel Protect. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Mami, dă și mie niște bani să-mi iau ceva dulce. De ce nu încerci și cu un Nutri-Day delicios? În primul rând, e un iaurt. Și în plus, are un gust care place oricui. Același gust delicios. De acum, într-un nou ambalaj. Danone Nutri-Day delicios. Nutriție pentru un corp sănătos. Ofer sistem de alarmă casă, accept foișor de grădină. Ofer parchet laminat, accept peturi reciclabile. Ofer vilă pe plus 1, accept 4 garsoniere. Ofer găzduire site, accept servicii fizioterapie. Bun venit în lumea barterului! Barterpedia.ro. E vremea să-ți economisești lichiditățile. Folosește-ți fiecare resursă utilizând cea mai bună sursă. Barterpedia.ro. Ofer, accept, câștig, deștept. Știai că aproape 50% din energia consumată de mașina de spălat este pentru încălzirea apei? Cu Ariel ProZim 7 poți îndepărta multe pete dificile chiar și la 30 de grade. Astfel, la fiecare spălare, ai putea economisi până la 50% la electricitate. Ariel ProZim 7. Curățenie impecabilă la 30 de grade și până la 50% economie la electricitate. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medicii dentiști. Să ascundem planetul. Gustă această delicatesă. E Danet, nu? Vara asta cad prețurile la Danet. Danet crem ciocolată și Danet crem vanilie costă acum cu 20% mai puțin. Danet, foarte bună!
fii înaintea tuturor cu noul deodorant antiperspirant Nivea Silver Protect. Primul cu molecule de argint care elimină bacteriile și deci previne apariția mirosului neplăcut al transpirației. Protecție imbatabilă cu argint. Noul Silver Protect de la Nivea for Men. Ce vor bărbații? Suntem Jurnalul Național și pentru noi prima știre se numește România. Trebuie să le oferim românilor ceva de care să fie mândri. Ce zice de coroana lui Ștefan cel Mare? Da, dar putem să le oferim ceva la fel de valoros. Ceva care trebuie să existe în fiecare casă. Biblioteca pentru toți. O colecție de literatură românească. Călătorii. Emisiuni culinare, aceasta este meseria mea, iar ținuta impecabilă este obligatorie. După emisiune, găsesc pe uniformă diverse pete, chiar și de fard, dar mă pot ocupa de ele doar acasă. Soluția mea? Ariel Prozim 7, care nu doar curăță, ci și ajută la protejarea rufelor împotriva petelor de tip granulat. Sistemul său de protecție împotriva petelor ajută la netezirea fibrelor, împiedicând chiar și petele de fard să se fixeze în țesătură. Această curățenie impecabilă este apreciată de către spectatorii din întreaga lume, nu doar de familia mea. Curățenie impecabilă și protecție împotriva petelor viitoare. Vacanțe ieftine, despre ele în cele ce urmează, pentru că mulți români n-au uitat că există și posibilitatea să mergi la mare, la cort. Colega noastră Camelia Ureche este în legătură directă. Camelia, despre bugetele vacanțelor ieftine vrem să ne vorbești. Cam cât costă? Bună ziua! Dacă ținem cont de faptul că o noapte pentru o persoană în acest camping aflat undeva la ieșire din stațiunea Mamaia costă 18 lei, este un camping căutat de mulți ani pentru că aici s-au făcut destul de multe investiții, vorbim despre locuri de joacă, foișoare, toalete noi, dușuri, de asemenea vorbim despre terase, chiar autoserviri sunt în acest camping, iar în momentul de față este gradul de ocupare de 80%. Pe timpul weekendului nu se pune problema în această perioadă să găsești loc liber fără să-l rezervi din timp. De asemenea, tot în acest camping, pentru cei mai pretențioși există vile cu condiții de 3 stele, 400 de lei pe noapte pentru 4 persoane. Și ceea ce este foarte important, toți cei care vin aici vin pregătiți să-și pregătească singuri mâncarea. Chiar am văzut săptămâna trecută când am filmat un material în acest camping, am văzut o familie din București care își prepara până și ciorba la grătar, un grătar nu foarte performant, să nu vă imaginați. Era un grătar pe bază de cărbuni, însă mi-au spus că gustul acelei ciorbe este mult mai bun decât cea preparată acasă. Iar bugetul, cei cu care am stat de vorbă, mi-au spus că este cam cu 50% mai mic dacă ar fi mers și s-ar fi cazat la un hotel, nu foarte pretențios, din stațiunea Mamaia. Important pentru ei este tocmai cu aceiași bani pot petrece mai multe zile de vacanță într-un astfel de camping, cazați fie în acele vile de care vă spuneam, fie la cort. Și iată că în acest mod ei pot economisi și totodată pot avea o vacanță pe litoral, pentru că acest camping unde ne aflăm este undeva la 20 de metri de plajă, o plajă amenajată și nu aglomerată pe timpul weekendului, pentru că este destul de mare pentru a-i primi pe toți cei care aleg un astfel de camping și cazarea la cort. Camelia, mulțumim pentru informații, mai ales pentru imagini. Am fi dorit să îi auzim pe cei care se află acolo, însă este ora siestei, trebuie să o respectăm. La munte, pentru cei care preferă muntele, va bate vântul în acest weekend. Doar cât să vă răcoriți, avem acum o destinație pe care o aleg nu doar românii, ci și străinii uneori atunci când ajung în România. Este vorba despre Bran. Și colega noastră care este la Bran în acest moment... Alexandra Țenea, înțeleg că ai invitați. Ce bugete au pregătit ei pentru această vacanță și cât de greu a fost să ia decizia de a pleca în vacanță pe fondul unei crize economice despre care a început să vorbească toată lumea aproape obsesiv?
Bună ziua, Laura, bună ziua, doamnelor și domnilor. Vremea frumoasă i-a scos din casă pe foarte mulți turiști și i-a adus aici unde aerul de munte nu costă nimic. În schimb, cazarea la o pensiune de patru margarete desigur costă. Cel mai bine ar fi să aflăm de la turiști. Bună ziua! De ce ați ales o pensiune de patru margarete și nu cazare la cort? Bună ziua! Ce pot să vă spun? În primul rând, confortul care este asigurat de aceste patru margarete. În al doilea rând, ce ni se oferă în plus pentru copii. Vorbim de acele plimbări cu acei căluți ponei, cu tiroliană, cu tir sportiv, piscine, iar nu mai vorbim de această zonă frumoasă în care ne aflăm în momentul acesta. Totuși, cât sunteți dispusă cheltuiți în acest weekend? Bugetul nu este limitat, dar putem să spunem o limită așa, undeva până într-o 1000 de euro, în care să ne simțim noi foarte bine, atât eu cât și prietenii cu care venim fiecare weekend aici la munte. 1000 de euro pentru un weekend la munte. Un buget mare sau unul mic? Cum apreciați dumneavoastră? Întâi de toate, poate ar trebui să vă întreb ce profesie aveți. Un buget normal, un buget limită, să spun. Ca funcție sunt manager la o companie din România. Și înțeleg că vă permiteți acest weekend la munte, nu este un sacrificiu foarte mare. Nu este un sacrificiu foarte mare vis-a-vis de plăcerea copiilor și a noastră. Chiar dacă este timp de criză? Criză. Criza nu este a noastră, a celor undeva în partea de mijloc. Criza este să ne simțim bine, să mergem, copiii să simtă bine și să trăim undeva unde ne-am simțit întotdeauna extraordinar. Ca în vacanță, desigur. Ca în vacanță, desigur, da. Vă mulțumesc foarte mult. Așadar, vacanțele românilor sunt o chestiune de gust, de opțiuni și nu în ultimul rând de buget. Mulțumim, ne-ar plăcea să păstrăm aceste imagini, chiar dacă nu avem banii despre care vorbea domnul, măcar să ne bucurăm de frumusețea de acolo. Cât de bine o să ne simțim datorită sau din cauza vremii, o să ne spună Viorica Dima. Înțelegem că nu va fi fierbinte, va fi perfect pentru vacanță. Ce înseamnă asta în temperaturi? Înseamnă pentru litoral, de pildă, 27-28 de grade în aer, ceea ce înseamnă temperaturi foarte plăcute, fără indice de confort termic depășit, fără indice de ultraviolete depășit, cu 25-26 de grade apa mării, circulația fiind nordică, aduce apă mai caldă dinspre Crimea, ceea ce iarăși este foarte plăcut. Iar în ceea ce privește zona de munte, avem diminețile ceva mai răcoroase, un 14-15 grade în zori de zi, temperaturi de vară, de altfel, perfect normale, iar la amiază 20-22 de grade, cu câteva ploi tipice pentru sezonul cald, în orele amiezei, mai mult prin nordul orientalilor, nordul Carpaților Oriental, prin munții Apuseni, mai puțin pe Valea Prahovei, mai puțin în masivele sudice. Este asta ultima, pentru mâine. E ultima zi din iulie. Vă cerem o prognoză, măcar pentru începutul lui august, pentru că știm că nu vă hazardați pe termen lung. Începutul lui august promite menținerea unui aspect plăcut al vremii, dar luni, marți, de pildă, pentru săptămâna viitoare, așteptăm o ușoară încălzire, o ușoară pulsație caldă care să readucă, cel puțin pentru sudul țării, temperaturile în pragul caniculei. Nu cele 38-39 de grade de săptămâna trecută. Vorbim despre puncte izolate cu 35-36 de grade în lunca Dunării și numai pentru două zile. După care am spus adio caniculei din... definitiv, doamna Dima, și rămân doar temperaturi plăcute? Este foarte greu de estimat și foarte puțin probabil să fi spus că adio definitiv caniculei. August este prin excelență o lună călduroasă, destul de comparabilă de altfel ca regim termic cu luna lui cuptor care tocmai se încheie, deci putem încă avea surprize în ceea ce privește episoadele caniculare, dar oricum nu în primele, să spunem, 7-8 zile ale lunii. Probabil mai spre jumătate. Indicii pentru un weekend stricat în vreo zonă a țării? Ne-ați spus că în nordul orientalilor se așteaptă ploi, dar nu vorbim despre furtuni, despre căderi de grindină, despre cantități mari de apă, nu vorbim nici despre vijelii, pur și simplu acele ploi tipice de sezon cald, care durează puțin,
abia mai răcoresc un pic atmosfera și asta numai pentru, la nivel local, pentru masivele montane. Mâine pe litoral nu se așteaptă precipitații decât la începutul zilei, undeva în sud, spre Vama Veche. După care cerul devine senin și așa rămâne și duminică. De câțiva ani, toți cei care merg la mare revin acasă cu un regret că temperatura apei mării n-a fost mai prietenoasă, mai caldă. Cu toții ne-am fi dorit să fie mai caldă. Însă acum temperaturile par ideale, 25 de grade Celsius, așa poate este, dumneavoastră știți mai multe despre cât va avea apa mării în acest weekend. La fel de caldă se menține apa mării și pe parcursul următoarelor zile și asta pentru că atâta vreme cât nu se schimbă sensul din care vin curenții de aer, nu se schimbă nici temperatura apei mării. Atâta vreme cât circulația este din sector predominant nordic, avem aport de apă dinspre Odessa, dinspre Crimea și ca urmare avem apă caldă. Dacă vântul suflă dinspre sud, acolo unde platforma continentală nu este avansată mult în mare și mare e mai adâncă, atunci într-adevăr apa mării se răcește, dar deocamdată nu e nicio primejdie în sensul acesta, apa mării rămâne caldă, este plăcut și în aer, temperaturile nu sunt foarte ridicate, așa cum s-a întâmplat în zilele trecute, săptămâna trecută, la 32 de grade pe litoral, vorbim despre un climat, un regim termic foarte ridicat. Acolo temperaturile normale sunt cam 26-27 de grade în aer. Din punct de vedere meteorologic, până acum, pentru că n-ar fi prudent să vorbim despre ce va veni, este cel mai bun weekend de petrecut în aer liber? Este unul dintre cele mai bune, asta cu siguranță. Este unul dintre cele mai bune pentru că nu avem de-a face cu temperaturi ridicate, nu avem de-a face mai ales cu grad mare de umezeală. Deci, cel puțin pentru zona litoralului, unde de regulă există această umezeală, avem la cote, umezeala relativă la cote sub 50%. Deci, foarte plăcut, respirabil. Mulțumim, Viorica Dima, meteorolog Realitatea TV. Ne reamintim că este unul dintre cele mai bune weekenduri pentru mers în vacanță, pentru mers la mare, chiar și pentru munte. Doar zone mici din nordul țării vor avea câteva mici ploi și temperaturi un pic reduse. Știrile orei 17, acum la Realitatea TV. La București se consumă un nou episod din războiul declarațiilor între partenerii de coaliție. Tot prin epistole se întâmplă după ce PSD îi ataca ieri printr-o scrisoare pe colegii din coaliție. Astăzi a venit reacția PDL. Socialdemocrații sunt inconsecvenți, irresponsabili, populiști și demagogi. Și lista nu se oprește aici. Veți vedea mai multe informații ne oferă Cristina Ioniceanu. Te ascultăm, Cristina. Bun găsit! Democrații liberalii au răspuns în același stil folosit și de socialdemocrații în urmă cu o zi. Este vorba despre comunicate de presă în care avem răspunsuri extrem de punctuale la toate criticile aduse de către socialdemocrați. Pentru că socialdemocrații au amintit foarte des în răspunsul lor și în criticile lor atât numele Elenei Udrea cât și a Ministerului Turismului, democrații liberalii precizează astăzi faptul că la momentul constituirii guvernului, liderii PSD au fost de acord cu înființarea acestui minister, avându-l chiar în vedere pe fratele lui Radu Mazăre ca ministru. Aceiași lideri, spune Partidul Democrat Liberal, acum s-au sucit și afirmă că niciodată nu am avut nevoie de un astfel de minister. Niciodată, spun democrați liberalii, în afară de perioada în care PSD-iști au vandalizat prin privatizare stațiuni și pe care le-au adus acum la faliment. Răspund și în ceea ce privește problema restructurării aparatului de stat. Partidul Democrat Liberal rămâne consecvent acestui program de guvernare, program pe baza căruia ne angajam PDL și PSD în coaliție să gestionăm într-o perioadă de criză problemele acute ale României. Pentru membrii PSD care s-au trezit miniștri sau directori la deconcentrate fără a citi acest document de referință, reamintim că guvernul PDL-PSD s-a angajat să reformeze și să restructureze sistemul administrației de stat. Pe de altă parte, democrații liberali subliniază că atât PSD cât și PDL au aceste evaluări și analize care arată suprapopularea și lipsa de eficiență a aparatului birocratic de stat, însă Partidul Social Democrat, tocmai aceia care s-au angajat prin programul de guvernare să rezolve această problemă, se arată cei mai mari opozanți ai măsurilor de reformă. De asemenea, democrați liberalii subliniază și faptul că Mircea Joană și-a asumat pactul pentru educație în condițiile în care voci din același partid declară că refuză asumarea răspunderii guvernului pe pachetul de legi ale educației.
este un atac pornit începând de ieri de liderul spiritual al acestui partid, care vrea să acopere toate comisiile de anchetă care demonstrează la acest moment cheltuirea banului public mai mult în interes personal. Nu m-a propus pe mine niciodată ca ministru al turismului. În momentul în care am avut acordul, protocolul încheiat cu PDL-ul, întâi s-au negociat funcțiile, respectiv portofoliile, după care am avut o discuție în partid, cine ocupă fiecare portofoliu în parte. Întâi au fost portofoliile și apoi persoanele. Teoretic, toate aceste atacuri ar trebui să fie sancționate, ele sunt sancționabile potrivit Parteneriatului pentru România. Două articole pe care le-ați văzut și dumneavoastră pe ecran, articolul 19 și articolul 22. Faptele susceptibile de sancționare sunt atacurile între părți sau la adresa reprezentanților celelalte părți. E vorba evident despre PSD și PDL, conflictele publice între membrii partidelor, precum și atacurile publice împotriva unor colegi sau a unui partid din coaliție sunt interzise. Ce bine e ca unele texte să rămână literă moartă. Comisia Electorală Centrală de la Chișinău a anunțat rezultatele alegerilor de miercuri după numărarea tuturor voturilor. Vorbim însă de rezultate preliminare, cel puțin teoretic, pentru că trebuie întocmite procese verbale, o operațiune care ar putea dura și 10 zile de aici înainte. Nici Partidul Comunist și nici opoziția nu are suficiente mandate pentru a putea numi președintele Republicii Moldova. La Chișinău se află trimisul nostru special, Maia Andrușca. Maia, cum merg negocierile? Trebuie să vă spun că pentru prima dată astăzi, cu puțin timp în urmă, s-au întâlnit cei patru lideri de opoziție și au început discuțiile. Nu știm deocamdată la ce concluzie au ajuns, așteptăm rezultatele, probabil va dura mai mult timp. Trebuie să vă spun că PCRM are 44,7%, PLDN are 16,6%, PL-ul 14,7%, iar PD-ul 12,5% și AMN-ul 7,3%. Ei bine, de data asta, soarta Republicii Moldova se pare că este în mâna Partidului Democrat. Inițial, Partidul Democrat s-a declarat în opoziție, iar acum, astăzi a declarat că este de acord să intre în coaliție largă și cu Partidul Comunist. Dar, în același timp, a declarat că mai întâi va discuta cu partidele de opoziție. Trebuie să vă spun că rezultatele finale vor fi anunțate miercuri, iar după 24 de ore va trebui să fie vor ajunge la Curtea Constituțională. Opoziția are 53 de mandate în concluzie și ar putea forma guvernul, dar nu poate să aleagă președintele. Pentru asta mai are nevoie de încă 8 mandate. Mulțumim, Maia, pentru toate aceste informații. La București, guvernul se pregătește pentru marea restructurare, iar se pregătește. Premierul Emil Vox s-a întâlnit astăzi cu mai mulți miniștri pentru a decide care din agențiile pe care le au aceștia în subordine vor dispărea. Șeful executivului are în plan reducerea la jumătate a agențiilor guvernamentale, începând cu 14 august. Discuțiile au loc la Palatul Victoria. De acolo primim informații de la Valentina Populescu. Înțeleg însă, Valentina, că nu sunt prea multe aceste informații. Discută între ei, așa. Doar ca să se înțeleagă, sau de ce? Bine v-am regăsit. Într-adevăr, sunt discuții informale, iar în urmă cu scurt timp, guvernul ne-a dat un comunicat de presă prin care ne spune că astăzi premierul s-a întâlnit cu doar trei miniștri. Reprezentantul Ministerului Mediului nu a mai venit la Palatul Victoria și va veni duminică. Prin urmare, astăzi Vasile Blaga, Gheorghe Pogea și Constantin Niț au venit să-i dea raportul premierului și să-i spună câte agenții pe care le au în subordine vor fi desființate, câte vor fi comasate. Mâine și poimâine vor avea loc alte întâlniri pe aceeași temă. Scopul este ca acest proiect de lege prin care să se reducă la jumătate numărul agențiilor guvernamentale să fie gata până pe 14 august. Acesta este ultimul termen dat de premier, un termen amânat de vreo 4-5 ori până acum. De altfel, premierul a mai dat un termen miniștrilor săi. Acesta expiră mâine. De mâine, cabinetele demnitarilor ar trebui să fie subțiate cu 20%. Ei bine, din prezentările pe care le-am primit pe mailul nostru, mai multe ministere spun că nu au de gând să dea afară niciun om, pentru că oricum nu au ocupate toate posturile. Sunt răspunsurile pe care le-am primit la întrebările adresate de reporterii noștri Realitatea TV. Prin urmare, iarăși un termen nerespectat. Rămâne de văzut dacă tot de mâine salariile miniștrilor cabinetului Boc vor fi reduse cu 20%.
Așteptăm până mâine. Mulțumim, Valentina Pufulescu, pentru toate aceste informații. La Deschide Lumea au venit la această oră doamna Cristina Pocora, este reprezentant al Partidului Național Liberal, domnul Bogdan Ciucă, Alianța PSD-PC, domnul Petru Dandea reprezintă aici sindicatele și domnul Valeriu Tabără, Partidul Democrat Liberal. Domnule Tabără, ce aveți acum și n-ați avut până acum ca să realizați, în fine, să desăvârșiți această restructurare? A fost în program și este în programul de guvernare. Tocmai. Ce aveți acum în plus? Cred că acesta este momentul în care această restructurare coincide și cu ceea ce spunea președintele ieri, adică reducerea de personal. Știați că e necesar aici? Să reduceți personal? Trebuia să vină președintele să vă reamintească? Nu, era o chestiune, cred că a fost un moment de accentuare aceste chestiuni, că și în urma analizelor care s-au făcut cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional, cu astfel de chestiune trebuie accelerată și trebuie făcută. Dar, repet, am făcut și eu analiză, m-am uitat la multe dezbateri de astăzi, de ieri, parcă sunt privite unilateral. Ele nu pot fi făcute unilateral. Și cred că chiar... Restructurările? Nu, vorbesc restructurare și dincolo reducerea personalului. Nu, restructurarea înseamnă și o realocare a personalului și o reașezare a lui. Cât ar dura această reașezare a personalului? Eu ar vrea să vă spun, dacă vreți, pentru că am făcut o astfel de restructurare în 1994, de la 1250 de posturi în Ministerul Agriculturii, le-am coborât la circa 350, cu astea am și lucrat până la urmă, au durat circa 3-4 luni de zile. Deci într-o astfel de perioadă. Sigur că a fost de un alt tip, pentru că am reușit atunci să redistribuim pe posturi, dar nu în interiorul ministerului, ci în afară. E vorba despre restructurare în ministere și în agenții guvernamentale, domnule Ciucă. A fost nevoie de o precizare suplimentară din partea purtătorului de cuvânt al președinției ca să înțelegem despre ce vorbea exact șeful statului. Ce informații aveți dumneavoastră despre posibilitățile legale de a realiza această restructurare? Dacă există voință politică, se găsesc și variante, legale sau nelegale. Am văzut că de multe ori se au decizii în direcția asta. Nu știu cum se va realiza. Noi vorbeam și dimineață. Aceste angajări în exces, acolo unde există aceste angajări, atenție, acolo unde există, pentru că să discut așa de 20% la grămadă mi se pare puțin periculos. Sunt sectoare unde chiar schema este subdimensionată. Avem alte sectoare, poate unde e mai cald și mai bine, unde s-a adus și ruda, s-a adus și prietenul, s-a adus și vecinul și astfel pe pile sau prin anumite, prin clasicul sistem, s-a supradimensionat. Dacă doi muncesc și 8 au fost aduși pe pile, îmi puneam întrebarea dimineață, când se va pune problema restructurării cu 20%, care vor fi cei dați afară? Păi, cred că știți răspunsul. Bănuiesc că cei cu sapa, nu cei cu mapa. De asta spun, măsurile la grămadă nu sunt tocmai fericite. 20%, nu știu, poate cineva a făcut un calcul ce înseamnă 20%. Nu știu dacă a făcut sau nu s-a făcut. Dar cred că ar trebui să discutăm pe fiecare sector în parte și de la caz la caz. Pentru că altfel, și așa, spaima numărul 1 a românului acum este pierderea locului de muncă. Aruncăm o asemenea declarație care bulversează pur și simplu și toată lumea se întreabă, 20% ăla mă va include și pe mine sau nu? Cred că va trebui discutat de la caz la caz și o asemenea restructurare, vedem cum va fi amenajată, dar până la urmă va trebui... să fie asortată cu o restructurare de sistem. L-ați ascultat pe președinte ieri? Da. Ideea era în felul următor. E prea târziu, președintele este dezamăgit că nu s-a făcut această restructurare până acum și dumneavoastră veniți și ne spuneți că trebuie făcut în așa fel încât să vorbim cu toată lumea. Eu dacă mergeți pe stradă, mai durează încă 3-4 luni. Că nu s-a făcut restructurarea unde se așteaptă lumea, la salariile de 100 și ceva de milioane. Dimineața te dea un exemplu de un șofer la nu știu ce agenție care avea 40 ceva de milioane și mai mult decât un arun parlamentar pe care asupra căruia toată lumea își dă cu presupusul. Cred că dacă mergem pe stradă, oamenii vor fi dezamăgiți. La Galați, oamenii sunt dezamăgiți. Cei 15.000 de șomeri trimiși în șomaj tehnic de la Mittal sunt dezamăgiți că ei au fost loviți de restructurare și de criză, pe când în alte sectoare văd că, până la urmă, tot mașini luxoase sunt, tot nu știu câți zeci de mii costă o mașină, nu știu care. Că, serios, acum, când a contat atât de mult pentru oamenii politici dezamăgirea omului de pe stradă? Înainte de alegeri. Și doar înainte de alegeri? Din păcate. În campaniile. Doamna Pocora, domnul Ciucă vorbește despre oamenii care vin în ministere și în agenții, și aici îl citez, pe pile.
oamenii ăia care vin pe pile, dumneavoastră aveți cunoștință despre oameni care vin pe pile în agenții și ministere? Pentru că înainte, cine ar fi putut să-i aducă erau liberalii, în ultimele 6 luni. Nu ține de culoarea politică, asta e o poveste care PDL și din 90 încoace funcționează. Din păcate, în ceea ce înseamnă sistemul bugetar, sunt nevoită să vă dau dreptate și să recunosc că sunt oameni pe pile. Oameni angajați în aceste instituții care nu au ce să caute în acele locuri de muncă, unele chiar foarte bine plătite. Nu sunt la locul lor și unii nu au competență. Sunt și în aparatul central al guvernului, sunt și printre angajații parlamentului. Bun, au sprijin politic acești oameni locală. De cele lor mai în partid? Multe ori au acest sprijin, pentru că ei sunt aduși acolo de cineva. Și aș vrea totuși să spun că toată discuția asta și ce face guvernul, ce se agită domnul Boc să facă zilele astea, pare a fi o fumigenă, pentru că până la urmă aparatul ăsta central, să ne amintim că la sfârșitul anului trecut s-a mai mărit puțin prin crearea de încă noi ministere, fiecare minister cu aparatul lui, poate cu câte o agenție, să ne uităm dacă noile ministere au și niște agenții după ele și se pare că noile ministere se cam toacă banii și nu prea se dovedește că sunt și eficiente. N-aș vrea să numesc eu ministerele nou create, dar sunt destul de vizibile și scandalurile roesc așa în ultima vreme în jurul lor. Deci cred că ar trebui să înceapă prin a desfința acele ministere care, iată, nu și-au dovedit eficiența nici în susținerea politicilor pentru tineret și pentru sport, nu și-au dovedit eficiența, iată, nici în promovarea României, pentru că cifrele în turism arată că nu că ar crește, ci că se cheltuiesc banii aiurea și tot așa. Cred că poate de aici ar trebui să înceapă. Poate ia un calcul ministerelor, pentru că nu ne-a zis sperăm să restructurarea guvernului ar putea să însemne inclusiv distrugerea. Asta ne dăm noi cu presupusul. N-avem de poate dacă o spune Traian Băsescu, domnule Dandea, ce faceți acum? Ce fac sindicatele? Ce fac oamenii? Ce fac angajații? S-au așezat așa într-un șir și așteaptă să se tragă în ei? Ce faceți? Facem ce am făcut și în februarie. Că dacă luați casetele din februarie, o să constatați probabil că vă uitați la o reluare în comparație cu emisiunea aceasta. Câte reluări vedem noi? Că povestea asta o discutam și... Dar acum eu o să vă spun că vă dau o veste proastă. Vă dau o veste foarte proastă. Se pare că acesta este semnalul că legea salarizării unitare în sistemul public a murit. De ce? Convenția pe care a făcut-o guvernul și acordul pe care, dacă citiți scrisoarea de intenție și acordul cu fondul, o să vedeți că, de fapt, criteriul e reducerea cheltuielilor salariale în sectorul bugetar cu 20%. Și atunci guvernul a promis că, prin legea unitară de salarizare, se va realiza acest lucru. E, acum fondul a venit la evaluare, a văzut ce am reușit să realizăm până la acest moment și a spus, dumneavoastră, propuneți aici un proiect de lege care nu scade cheltuielile cu 20%, ci le crește probabil cu 50%. Și atunci nu este fezabilă. Altă metodă. Altă metodă nu este decât de a da oamenii afară. Din păcate, întrebarea pe care o puneați dumneavoastră adineauri, aveți informații că în sistemul public se angajează nepoata, vărul, nepoțelul, sora, e pusă greșit. Trebuia să spuneți, aveți informații că în sistemul public oameni cinstiți câștigă cinstit concursuri? Că asta e raritatea, de fapt. Da, cealaltă parte... Lăsați-mă măcar să pornesc de la o prezumție care nu se poate întoarce împotriva mea în mod direct. Dacă dumneavoastră, sindicatele, aveți astfel de informații, de ce nu ieșiți? Pentru că până la urmă sunteți și dumneavoastră acuzați. Unde este totuși de o problemă cumetrie, mare? Domnule Dandea, ăsta e cuvântul. E românesc. Până la urmă, clasa politică întreține sistemul acesta, nu sindicatele. Sindicatele și-ar dori ca oamenii acolo să aibă o muncă decentă, un salariu decent și să-și facă treaba bine, pentru că până la urmă toți suntem cetățenii României și dorim când mergem la un ghișeu să fim tratați ca oameni, nu așa cum suntem tratați. Domnule Dandea, ne spuneți că marele proiect al guvernului cu legea salarizării unice a căzut. Nu a dat rezultatul scontat și anume să reducă salariile cu 20% în sistemul bugetar. Reducerea posturilor, darea afară a oamenilor, șomajul despre care vorbește președintele, va rezolva această problemă? Păi am văzut că președintele a corectat declarația sau a încercat să ne facă pe noi să înțelegem corect astăzi de dimineață, spunând că, de fapt, domnia sa vorbește nu de salariații din sistemul bugetar, despre agențiile guvernamentale, exact,
și despre funcționarii publici din ministere. Aici nu vorbește avem... despre profesori, nu vorbește despre medici, nu armată, vorbește nu. De... Păi nu, armată. Că domnia sa nici n-ar putea să vorbească de... Aici e o statistică proastă pe care trebuie să o spun. România, ca număr de medici la 1000 de locuitori, este pe ultimul loc în Europa. Deci dacă președintele venea și spunea să dăm doctorii afară, atunci chiar aveam o problemă mare. N-a făcut-o, deci să nu ne mai pierdem energia cu asta. N-a făcut-o. Dar problema mare pe care o are președintele cu aceste agenții și România, acum la această oră, e următoarea. Multe dintre ele sunt înființate pe acorduri semnate cu Comisia Europeană. Ele sunt unități de implementare sau autorități de management pe programe europene. A desființa aceste agenții înseamnă a relua procedura de negociere cu Comisia Europeană și o perioadă relativ lungă de timp, fondul respectiv este blocat. Deci nu merge chiar așa ușor că luăm pixul și tăiem. Nu se poate. Numai dacă ajungem la concluzia că Fondul Social European, prin Fondul Social European nu mai intră bani în România 2 ani, prin Fondul de Mediu nu mai intră în România bani vreo 2 ani și așa mai departe. Și atunci miliardele alea... Absolut adevărat, dar... Știm foarte bine că din lista întreagă de agenții și oficii naționale, multe n-au nicio treabă cu rolul acesta de implementare a unor programe. Eu mi-amintesc că era domnul Vadim, parcă și-a scos odată o listă foarte bogată cu agenții, companii și oficii, în care am regăsit Oficiul Național al Dansului, Aviei și Vinului. Poate e bine, dar nu la nivel de agenție, poate la nivel de serviciu. Eu voiam chiar acum să menționez că a fost o mare tâmpenie să scoți Oficiul Viei și Vinului, care face în așa fel încât să-ți promovezi de aproape 100 de ani. Este de aici. Fără ăla nu poți să intri pe piața vinului. Ar trebui un serviciu nu acolo sunt probleme. Românului de pe mare. Sunt multe absolut nu ciudate, nu chiar acolo. Prin denumire. Vreau să vă dau un exemplu pe care dumneavoastră l-ați prezentat azi mult pe ecran, de pildă acest oficiu de cadastru, nu? Și publicitatea imobiliară. Vom vorbi despre oficiul de cadastru. Doamna Ecaterina Andronescu ni s-a alăturat, ministrul educației. Bună ziua, doamnă! Bună ziua! Doamna Andronescu, tema noastră principală este restructurarea. Dumneavoastră însă sunteți în discuții cu sindicatele, în discuții maraton, încă de la ora 10 dimineața. Am vrea să profităm de prezența dumneavoastră alături de noi să ne spuneți dacă faceți progrese în aceste discuții. Da, categoric da. De fapt, noi nu suntem în discuții cu sindicatele, noi dezbatem... codul educației și parcurgem acest cod, după părerea mea, cu pași importanți în fiecare zi, chiar dacă ziua, într-adevăr, presupune foarte multe ore de lucru, dar efectele, după părerea mea, sunt pozitive și sunt încurajată de doamna modul ministru, în care decurg discuțiile. Ne spuneați ceva? Trebuie să vă spun că astăzi am avut... Dați-mi voie să mai adaug o frază. Astăzi am avut în discuție cu noi reprezentanții Institutului de Științe ale Educației, reprezentanți care au expertiza necesară și nu numai expertiză românească, ci și expertiză europeană. A fost reprezentantul Asociațiilor de Părinți, reprezentantul Consiliului Național al Elevilor. Cred că lucrurile merg bine. Doamna ministru, spuneți-ne ce înseamnă că la finalul liceului, printre competențele care vor fi verificate, apare și informatica. Va fi bac la informatică? În primul rând, saltul foarte important în modernizarea învățământului, pe care această lege îl stabilește, este structurarea curriculumului național pe formarea de competențe. Și sunt definite în lege cele 8 competențe cheie care sunt stabilite în documentele Comisiei Europene și în documentele Comisiei Europene. Noi am prins, în ceea ce privește evaluarea și modul în care se încheie ciclurile de învățământ, altfel acest lucru îl regăseam și în pachetul de legi Miclea, am prins evaluarea competențelor digitale ca fiind absolut obligatorie și prin cum? Metodologia pe cum, care doamnă? Ministerul o va elabora, fiecare absolvent de liceu va avea un atestat al acestor competențe. Asta înseamnă că în fiecare liceu ar trebui să existe un computer. Există de multă vreme. Proiectul de informatizare a liceelor demarat în anul 2001 este în plină desfășurare, a fost unul de succes. Practic există acum în sistem multe mii de lecții la toate disciplinele din curriculum și competențele acestea digitale nu se formează numai prin disciplina informatică, ci reprezintă contribuția tuturor disciplinelor din planul cadru.
Doamnă, despre restructurare, puteți da oameni afară din ministerul dumneavoastră? Bine, reducerile raționale, noi le-am pornit deja, după cum știți, am cerut și inspectoratelor școlare să facă acest lucru, pentru că ni s-a părut nouă, înainte de a intra într-o dezbatere publică acest lucru, ni s-a părut că este important din punct de vedere al calității învățământului să drămuim cu grijă banul public pe de o parte și pe de altă parte, prin dimensionarea claselor, să nu mai avem necalificați în sistem. Deci dați afară oameni de la Ministerul Educației? Reducerea de posturi în instituția centrală respectă regula stabilită pentru toate instituțiile centrale. Deci dați afară oameni de la Ministerul Educației? Da, reducem agențiile. Dacă am spus că respectă regula generală, înseamnă că nu reprezentăm o excepție. Am înțeles. 20%, mai puțin 10%, ați făcut deja o analiză sau încă n-ați apucat să faceți această analiză? Analiza este acum în toi. Mâine voi avea, nu mâine, duminică voi avea o discuție cu premierul pe problemele acestea ale ministerului și sigur că în toate structurile noastre analiza este în toi. Doamna ministru, dacă puteți să faceți aceste restructurări fără mari dureri, fără mari chinuri, de ce nu le-ați făcut până acum? Pentru că se știa de la începutul anului că e nevoie de ușurarea structurii. Da, vreau să știți că am făcut deja, deci nu suntem decât într-o finalizare a acestei etape și această etapă vizează restructurarea agențiilor. Noi am făcut analiză pe fiecare inspectorat școlar, pe fiecare din structurile noastre și dacă să vă uitați la modul în care am drămuit posturile, o să vedeți că am și argumentarea celor susținute. Doamna ministru, din nou președintele vă acuză că acționați în dezinteresul elevilor și în interesul profesorilor. Nu e de acord președintele nici măcar cu ce faceți dumneavoastră cu aceste discuții. Spune că există un pachet de legi, e bun. De ce nu-l aprobați? De ce nu-și asumă guvernul răspunderea pe acest pachet de legi? De ce mai discutați dumneavoastră cu tot felul de reprezentanți, ne-a spus, cu părinții, cu specialiști în educație, cu sindicatele și așa mai departe? Ce îi răspundeți președintelui? Domnul Prelipceanu, dacă îmi permiteți, eu vreau să vă rog să nu mă antrenați într-o discuție de acest fel. Eu cred că sunt un om în general responsabil și onest și vreau să facem un lucru bun. Ceea ce rezultatul acestor discuții pe care noi le avem aici vor fi în dezbatere publică, imediat ce terminăm un capitol îl vom pune pe site, îl vom invita și pe domnul Miclea la discuții în momentul în care vom ajunge la învățământul superior și vom transmite inclusiv lucrurile acestea pe care le-am făcut și eu cred că am făcut lucruri foarte serioase, pentru că un pachet de legi pentru educație trebuie să permită sistemului să fie stabil, cel puțin pe durata unui ciclu de învățământ, ceea ce înseamnă minimum 12, 13, 15 ani. Mulțumim, Ecaterina Andronescu, ministrul educației. După o foarte scurtă pauză, vorbim despre cheltuieli aberante, se întâmplă în administrația publică locală, condițiile în care de la București vine acest ordin de 20% off, să taie 20%. Cum se împacă cele două? După o scurtă pauză, cum vă spuneam, rămâneți cu noi. Bună! Bună! Cu ce vă pot servi? Wow! Senzațională! Noua rochie, desigur! Desigur! Doar că nu e nouă! Acel roșu strălucitor trebuie să fie nouă! Nu, e spălată cu Pervol! Folosiți detergentul lichid Pervol pentru hainele colorate! Pervol Color Magic cu Color Fix păstrează culorile strălucitoare ca noi! Senzațional! Hainele sau noi? Pervol, desigur! Pervol Color Magic păstrează culorile strălucitoare ca noi. Detergent recomandat de Jolidon. Complaining, it seems there's always somebody complaining. The boss is always on my back and I'm straining. But I'm not complaining. All I gotta do is... And then I can... După serviciu, răcorește-te cu Scol. Mami, dă și mie niște bani să-mi iau ceva dulce. De ce nu încerci și cu un Nutridei delicios? În primul rând, e un iaurt. Și în plus, are un gust care place oricui. Același gust delicios.
De acum, într-un nou ambalaj. Danone Nutri-Day Delicios. Nutriție pentru un corp sănătos. Multe alimente au un nivel ridicat al acidității, ce poate provoca eroziunea smalțului dinților. Colgate Sensitive Enamel Protect ajută la protejarea împotriva eroziunilor smalțului. Dubla acțiune ajută la calmarea durerii dentare și remineralizarea smalțului. Pentru a preveni eroziunea smalțului, folosiți Colgate Sensitive Enamel Protect. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Fii înaintea tuturor cu noul deodorant antiperspirant Nivea Silver Protect. Primul cu molecule de argint care elimină bacteriile și deci previne apariția mirosului neplăcut al transpirației. Protecție imbatabilă cu argint. Noul Silver Protect de la Nivea for Men. Ce vor bărbații? Să ascundă granetul. Gustă această delicatesă. E Danet, nu? Vara asta cad prețurile la Danet. Danet crem ciocolată și Danet crem vanilie costă acum cu 20% mai puțin. Danet, foarte bună! Vrei să pleci? Vino! Informațiile puternice produc schimbări. Oamenii puternici le controlează. Cititorii Business Standard înțeleg exact ce se întâmplă în economie, pentru că informațiile puternice vin direct de la liderii din business. Înțelege schimbarea. Abonează-te! Intră pe www.standard.ro, secțiunea abonamente. Business Standard, pentru nivelul următor. Vrei să pleci cu o mașină? Vino la Ardaf! Madonna. Povestea reinventării personale. Banii, puterea, influența, sportul, dar fără muzică. Madonna, exclusiv în Tabu de Iulie. Transformarea anului într-un pictorial senzațional, Camelia Șucu, Madonna. Tabu, cea mai curajoasă revistă de femei. Forest Vibes Fest. Muzică live, distracție, aventură în natură. Între 31 iulie și 2 august în pădurea comunei Măgureni, Prahova, la Forest Vibes Fest. ...72 de ore de distracție oferite de ziua. Zilele calde sunt de acum mai răcoroase cu Nutri-Day de băut. Cumpără două Danone Nutri-Day de băut în noul ambalaj și te bucuri de o reducere de 20% și de un gust atât de răcoritor. Placa bacteriană începe să se depună imediat după curățarea profesională la medicul dentist. Sfatul meu, luptă împotriva acesteia cu noul Colgate Total Advanced Clean. Sistemul său avansat de curățare pe bază de siliciu ajută la îndepărtarea plăcii bacteriene pentru o senzație de curățare profesională care durează. Noul Colgate Total Advanced Clean. Colgate, marca cea mai recomandată și utilizată de medici dentiști. Bun, ceva dulce. Direct la frigiderul cu produse proaspete. Iată-i și pe micii poznași. Cei mici iubesc Kinder Pingui pentru gustul său irezistibil, crema de lapte și glazura crocantă de ciocolată. Kinder Pingui, hrănitoare ca o gustare, adorată ca o înghețată. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Premierul Emil Boc încearcă să pună în practică ordinul pe care l-a primit de la președintele Traian Băsescu și anume să reducă cu 20% numărul angajaților din instituțiile publice și din agențiile din subordine. Dar astăzi la o ședință care se făcea pe această temă la Palatul Victoria nu a reușit să adune decât 3 miniștri. Unde sunt ceilalți? Am întrebat asta la guvern. Purtătorul de cuvânt al guvernului ne-a trimis către fiecare dintre ministere. Asta vom face în minutele următoare. Adică vom suna la fiecare minister să vedem cine ne mai răspunde la această oră și unde sunt miniștrii, titularii cabinetului. Până atunci vă vorbeam despre un paradox. Pe fondul acestui apel la strângerea curelei, pe fondul apelului la austeritate, banii publici cunosc destinații care mai de care mai insolite în țară. La Timișoara, de exemplu, primăria amplasează niște pomi exotici în oraș, asta deși mulți dintre arborii de mătase sau cireșii japonezi plantați în ultimele 3 luni s-au uscat la propriu. Întregul program de înfrumusețare a orașului, care se va încheia anul viitor, costă 700.000 de euro. Raluca Culcea ne arată copacii, sper. Pe cei uscați sau pe cei verzi? Ce ne arăți, Raluca?
Avem în spate niște copaci de pe o stradă care au fost plantați la umbra unui nuc. Într-adevăr, este o cheltuială pe care foarte mulți oameni din Timișoara nu o înțeleg. Până la sfârșitul anului 2009, municipalitatea vrea să planteze 25.000 de astfel de arbori exotici, iar până la sfârșitul programului, în anul 2010, vrea să planteze 30.000 de astfel de arbori. Problema este că mulți dintre ei deja încep să se usuce. Oamenii spun că unul dintre motive ar fi faptul că cei care ar trebui să îi îngrijească nu îi udă așa cum ar trebui. Pe de altă parte, pe multe străzi din Timișoara, cum este și aceea pe care ne aflăm noi acum, arborii exotici au fost plantați chiar sub coroana nucilor bătrâni, stau foarte mult timp la umbră, feriți de razele soarelui și astfel nu reușesc să se dezvolte normal și încep să se usuce văzând cu ochii. Specialiștii în peisagistică din Timișoara au o explicație cel puțin interesantă și confirmă zicala din bătrâni, potrivit căreia la umbra nucului bătrân nici iarba nu crește. Ei bine, ei spun că în momentul în care nu agrează plantele care cresc în jurul lor, nucii emană o substanță cu ajutorul rădăcinilor de peste 10 metri și le distrug plantele din jur. Mai mult, frunzele nucilor, spun ei, conțin câteva substanțe dăunătoare, printre care și iodul. Astfel, în momentul în care acestea cad și ajung pe sol, distrug vegetația din jur. Oamenii care locuiesc în zonele unde au fost plantați astfel de arbori exotici la umbra nucului bătrân spun că ei înșiși au încercat, au vrut să taie nuci, însă au fost opriți de reprezentanții municipalității pentru că, spun reprezentanții, doar inspectorii primăriei sunt în măsură să facă acest lucru și știu cum să taie corect nucii. Până acum însă nici măcar un inspector nu a venit să-și facă datoria și să taie acești nuci. Așa că arborii exotici se usucă în voie și pe bani grei, pentru că trebuie să vă spun că un astfel de arbore costă 35 de euro, la care se adaugă și costul de întreținere, astfel că valoarea lui ajunge la 150 de euro. În total, pentru anul 2009, cum spuneați și voi, vor fi cheltuiți 700.000 de euro pentru acești arbori. O sfidare, poate, a legilor naturii, pentru că edilii din Timișoara vor, cu orice preț, să demonstreze că la umbra nucilor pot crește arbori exotici. Și spuneați, domnule Tabără, că ați văzut niște liste Ministerul de... Ministerul Sănătății. Vă promiteam puțin mai devreme că sunăm la ministere să vedem de ce, la întâlnirea de astăzi cu Emil Boc, s-au dus doar 3 miniștri. Purtătorul de cuvânt al guvernului l-a trimis la fiecare minister în parte să vedem care e situația, pentru că n-a putut să-și asume responsabilitatea de a declara presei care sunt destinațiile pe care le-au luat, spre care s-au îndrumat, spre care s-au îndreptat miniștrii. În mod evident, ce auziți acum este un apel. Încercăm să vorbim cu purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, pentru că vrem să știm unde este Ministrul Sănătății. Dacă este în București, dacă este în vacanță, de ce nu a participat la întâlnirea de la guvern, sau dacă va merge zilele următoare la întâlnirea cu reprezentanții executivului, adică cu premierul Emil Boc. Nu răspunde nimeni, e clar, ne-am lămurit. Dacă vor încerca mai târziu colegii noștri din regie să mai ia legătura cu alte ministere, vă vom ține la curent. Da, domnule Tandă. Îmi pare rău că am avut-o în cadru pe doamna Andronescu, dar dacă subiectul era totuși codul educației, am zis să nu fiu nepoliticos. De ce nu sunt toți miniștrii la guvern? E o informație simplă pe care dacă o sunați pe doamna ministru, o să vă confirme. Practic, tot războiul ăsta e plecat de ieri, după declarațiile domnului președinte Băsescu. Eu am discutat cu oameni din câteva agenții subordonate Ministerului Educației, care mi-au confirmat că aseară au primit din partea doamnei ministru hârtie cu subiect: este agenția dumneavoastră necesară, ce faceți, ce activități coordonați, puteți reduce cheltuielile salariale, ați putea fi integrați în minister, vă rugăm să ne răspundeți la aceste întrebări. E. Sunați-o pe doamna ministru și eu o să-i spun chestia adică asta, și dacă dânsa spune că nu e adevărat, eu spun și informația. Domnul Dan, ce vreți să ne spuneți dumneavoastră este că doamna ministru nu are în acest moment o situație a agențiilor de unde poate diminua numărul angajaților? Doamna ministru a trimis adresa în copie pe care a primit-o de la Guvernul României ieri agențiilor subordonate și le-a cerut să răspundă acestor întrebări. Poate că era o formalitate, poate că își făcuse deja o idee de dinainte și vrea să reevalueze. Doamna ministru ne-a și confirmat. Ce auziți acum este soneria identică Ministerul Muncii de această dată. Încercăm să stăm de vorbă cu purtătorul de cuvânt, cu biroul de presă, așa cum ne-a recomandat purtătorul de cuvânt al Guvernului. Vrem să știm ce face Ministrul Muncii astăzi, vineri.
e în vacanță sau va participa la discuțiile despre reducerea numărului angajaților. Domnule Dandea, vă spuneam, doamna Andronescu ne-a recunoscut, va reduce cu 20% numărul de angajați din ministerul domniei sale, din ministerul educației. N-a spus. În condiția sau în situația în care doamna ministru are aproape 70.000 de suplinitori, din care peste 25.000 necalificați în sistem, de unde reduce domnia sa numărul ăsta? Să susțin că aici nu e vorba despre profesori, e vorba despre angajați ai ministerului. Ministerul Educației, să știți că nu e un minister foarte mare. Da, mă rog, dacă dânsa găsește soluție să dea 20% afară din oameni din minister, o felicităm, a reușit să reducă cheltuielile pe ordonator. Domnule Tabără, aveți vreo idee unde sunt domnii ăștia de la Ministerul Muncii și de la Ministerul Sănătății? Or fi plecat în același loc? Sunt la mare? Unde sunt? Nu răspund. Deci, domnul Prelbiceanu, eu conduc acum o comisie de anchetă, iar miercuri am audierile primei ture de miniștri și vor fi vreo 8-9 miniștri. În primul rând, spuneți-ne, să nu fim răutăcioși. Ora 5 și 6 fără 20. La ora asta, că la ora asta să fie. Nu știu. Eu când eram ministru plecam la ora 11 noaptea din minister. Intram la 7:30 și la 11 noaptea plecam de acolo. Pentru că a doua zi toată lumea trebuia să aibă de lucru. Ori de semnătura mea, de documentele care erau și care trebuie repartizate, trebuia să depindea adică activitatea. Adică cineva trebuia să ne răspundă. Absolut. Deci, la această dată și la această oră, în minister trebuie să fie întotdeauna cineva care, chiar în lipsa ministrului, trebuie să aibă absolut toate atribuțiile. Vom încerca să luăm legătura și cu alte ministere pe parcursul acestei ore. Revenim însă la o situație care merită cel puțin să fie înțeleasă din punct de vedere logic, dacă nu al finanțelor, deși vorbim despre bani publici. Primăria din Timișoara amplasează copaci exotici la umbra unor nuci. Ori specialiștii susțin că, după cum spunea și colega noastră, invocând un proverb, la umbra nucului nu crește dacă nimic. Îmi permiteți, da, vă rog, domnul Tabără. Și în zilele următoare să vă punem la dispoziție toată situația, pentru că am văzut-o în fugă. Problema este că acolo sunt niște limite de copaci, pe specii. Fac parte dintre cei care cunosc cât de cât. Așa. Deci la câteva zeci până la câteva mii. Problema care se pune când dai câteva mii din specia și când, în funcție de cel care câștigă probabil licitația. Dar vreau să vă spun că asta în contextul în care în Timișoara, de după 1990, în parcurile Timișoare, recunoscută prin parcuri, s-au luat terenuri, s-au făcut hoteluri, s-au făcut niște sedii de instituții și în continuu a fost o agresivitate masivă asupra ceea ce înseamnă Tabără, parcurile Timișoare. Domnul Tabără, copacii ăștia exotici costă 700 de mii în condițiile de în euro, care, domnul în care, Tabără. Doamna Laura, în condițiile în care eu, aproape de centrul Timișoare, stau pe o uliță. Deci pe o uliță în care primăria a venit în preajma alegerilor, a pus niște piatră, a betonat, a călcat-o și ne-a băgat la toți apa în curte. În timpul acesta, iată, din banii contribuabili, din taxele mele și ale lui altui, fac ce nu trebuie să facă. Pentru că acestea sunt licitații, se duc undeva. Da. Vreau să vă și asta în contextul în urma, care, repet, este în o agresivitate asupra parcurilor. Pluat torențial și colegii dumneavoastră au reperat în trafic o mașină care... ce făcea? Uda trotuarul și asfaltul pe o ploaie torențială. Și când s-au dus să întrebe, au spus, domnule, nu știu, noi avem program pe toată săptămâna făcut, noi știm că trebuie să plecăm cu cisterna să udăm. Acum, în condițiile în care crește gigacaloria în marile orașe și se risipește acești bani care îți vin direct de la contribuabil, este o mare greșeală. Domnule Ciucă, răspunde cineva pentru 700.000 de euro aruncați pe geam, 25.000 de euro pe zi. Păi dacă a votat Consiliul și ce dacă a votat Consiliul? Că oamenii aia care trebuiau să pună cum trebuie copacii, asta e o problemă. Și nimeni nu s-a dus să verifice. Absolut corect. Vreau să vă spun un lucru. Spre deosebire de un ministru care este nominalizat acolo, numit, și pe care poți să-l dai jos dacă nu face treabă bună sau cheltuie alandala banii. Aici vorbim de bani care sunt cheltuiți așa cum hotărăși cei pe care i-au ales timișorenii. Corect. Dacă nu există un aspect penal, nu există nicio altă sancțiune decât votul peste 3 ani de zile. Pentru că vorbim de banii comunității locale. Și comunitatea locală a zis, domnule, X și cu Y vor cheltui cel mai bine banii ăștia pentru noi. Dacă cel mai bine înseamnă să cumpere nu știu ce plantă exotică, să o planteze sub nuc sau să ude pe timp de ploaie trotuarul ca să răcorească, nu există o altă variantă, o altă sancțiune decât votul peste 3 ani de zile. Fac referire la o cheltuire legală, dar fără cap.
Dacă cumva nu apare elementul de transparență odată cu această anchetă sau această mențiune la un post central, sigur, în care să se trezească și media locală că trebuie să participe în parteneriat cu cetățenii. Mișorinii să afle cât costă acei media de la dumneavoastră. Cât vreți. Nu e așa. Domnul Prebicean, nu e chiar așa. Uite, de scrie exemplu, pentru unele, dar nu pentru toate. Bun, haideți să vă mai dăm un nu exemplu. Nu pot să-și imagineze că acei copaci pe care poate nici nu-i sesizează că au fost plantați sub nuc, costă 700 de mii de euro. Cu ajutorul dumneavoastră și timișorenii află. Și vor hotărâ peste 3 ani. Un exemplu în care, de asemenea, e nevoie de precizări, de elucidări. Până una alta, jurnaliștii au avut parte de insulte, de injurii. E vorba despre o deplasare, o excursie, i-au spus colegii noștri, a reprezentanților primăriei Târgu Mureș, într-o stațiune din Turcia. Din Turcia, revedeți reacția primarului atunci când a fost întrebat despre modul în care s-au cheltuit banii și vedeți și detaliile acestor cheltuieli. V-am spus-o ca un om care sunt pățit în domeniul ăsta și numai chestiune de timp până când plățiți toți același lucru. Cu mare respect îi privim pe toți care, într-adevăr, știu, cunosc, se informează și vin documentat și pun o întrebare de bun simț, nu ca boschetarii filmându-te pe pântufe sau pe nu știu unde. Că primăria nu e exact mediul din care provin unii dintre ei. Domnilor voastre, că ce dacă zic inchiziție? Mă vezi pe mine să mă duc eu undeva? Păi eu am vorbit urât, domnule. Păi vorbește urât în modul care prezentați gunoaiele, să le știi. Păi gunoaie prezintă. Înainte de ședința Consiliului Local, edilul a trimis și presei opinia sa privind incidentul de la începutul săptămânii. Nu cred că o vizită banală la un oraș înfrățit, nu cred că ar fi sau constituie vreo știre de senzație. Dorin Florea spune că incidentul a fost provocat de reporter care nu a avut o atitudine profesionistă, intrând cu camera ascunsă în biroul său. Asta denotă de la bun început o rea voință și modul tendențios și provocator la care a fost făcut și nu mă miră, deoarece presa mercenară și mai ales acel jurnalist se înscrie în ceea ce vă spun. Bă, băiete, ascultă aici! Merg la oraș, tu ascultă aici că s-a de atracul! Cu ăștia ai voștri cu toți, că închide ușa! M-am săturat deja! Veniți la comandă! Primarul din Târgu Mureș a găsit și soluția pentru mercenarii din presă. Eu voi studia o posibilitate a unei tabere de jurnaliști la Târgu Mureș în care jurnaliști adevărați, jurnaliștii care pun mai presus de orice interesul cetățeanului să facă diferența între ceea ce înseamnă presă mercenară, circării și ceea ce înseamnă o adevărată presă. O modalitate mai blândă de a obține o piele fină pentru o perioadă lungă de timp? Încearcă noul Brown Silk Appeal. Funcționează fără fir și acum îl poți folosi în apă pentru a înlătura firele de păr cu blândețe chiar de la rădăcină. Chiar și firele scurte de păr sunt îndepărtate pentru o piele fină care durează până la 4 săptămâni. Noul Silk Appeal Wet and Dry de la Brown. Descoperă Nova Brazilia Ibric cu gust bogat și mult caimac. Rețeta specială pentru Ibric. Wow, ce surpriză! Nova Brazilia Ibric. Nou pachetul de 250 de grame. Rețeta gustului bogat. Mami, dă și mie niște bani să-mi iau ceva dulce. De ce nu încerci și cu un Nutridei delicios? În primul rând, e un iaurt. Și în plus, are un gust care place oricui. Același gust delicios. De acum, într-un nou ambalaj. Danone Nutridei delicios. Nutriție pentru un corp sănătos. Fii înaintea tuturor cu noul deodorant antiperspirant Nivea Silver Protect. Primul cu molecule de argint care elimină bacteriile și deci previne apariția mirosului neplăcut al transpirației. Protecție imbatabilă cu argint. Noul Silver Protect de la Nivea for Men. Ce vor bărbații? Forest Vibes Fest. Muzică live, distracție, aventură în natură. Între 31 iulie și 2 august în pădurea comunei Măgureni, Prahova. La Forest Vibes Fest. ...72 de ore de distracție oferite de ziua.
Ofer sistem de alarmă casă, accept foișor de grădină. Ofer parchet laminat, accept peturi reciclabile. Ofer vilă pe plus 1, accept 4 garsoniere. Ofer găzduire site, accept servicii fizioterapie. Bun venit în lumea barterului! Barterpedia.ro. E vremea să-ți economisești lichiditățile. Folosește-ți fiecare resursă utilizând cea mai bună sursă. Barterpedia.ro. Ofer, accept, câștig, deștept. Tu câți prieteni ai? Câți prieteni ai atunci când vrei să dai o petrecere? Sau câți prieteni ai când vrei să mergi la un film? Sau atunci când ai nevoie să povestești cu cineva? Dar atunci când ai o problemă de sănătate mentală și ai nevoie de sprijin, câți prieteni ai? Tu ce fel de prieteni ești? De ce este Nivea Visage Antirid Q10 Plus acum și mai eficientă? Nivea Visage Antirid Q10 Plus are acum cantitate dublă de Q10 pentru a lupta împotriva ridurilor chiar din interior. Bucură-te de viață, uită de riduri, pentru că frumusețea este îngrijire. Nivea Visage Q10 Plus Light de zi, textură ușoară cu absorpție rapidă pentru ten mix și gras. Bun, ceva dulce. Direct la frigiderul cu produse proaspete. Iată-i și pe micii poznași. Cei mici iubesc Kinder Pinguin pentru gustul său irezistibil, crema de lapte și glazura crocantă de ciocolată. Kinder Pinguin, hrănitoare ca o gustare, adorată ca o înghețată. Zilele calde sunt de acum mai răgoroase cu Nutri-Day de băut. Cumpără două Danone Nutri-Day de băut în noul ambalaj și te bucuri de o reducere de 20% și de un gust atât de răgoritor. Bacteriile au găsit ascunzătoarea perfectă la tine în baie, periuța ta de dinți. Milioane de bacterii se pot dezvolta pe perii acesteia. Experții de la Oral-B au creat noua periuță de dinți expert antibacterial cu ion de argint. Tehnologia sa protectivă ajută la inhibarea dezvoltării bacteriilor pe suprafața perilor până la 3 luni și elimină până la 90% din placa bacteriană. Noua periuță expert antibacterial de la Oral-B. E timpul să faci economii. Doar la Ford, persoanele juridice au 5.000 de euro prima de reînnoire a flotei pentru gama de utilitare Meditransit. Ford Transit Van, începând de la 14.100 euro cu TVA și prima de reînnoire a flotei incluse. O reacție din partea grupului Realitatea Cațavencu după interviul de ieri de la Radio România Actualități, interviul președintelui Traian Băsescu. Priviți reacția. În cadrul interviului amintit, președintele face o serie de afirmații voit neadevărate în care pune sub semnul întrebării modalitatea de finanțare a grupului de către unul dintre acționari, SC Petrom Service SA, documentele legale și financiare ale companiei care sunt de natură publică, putând fi consultate la Registrul Comerțului, arată că ultima mărire de capital social s-a făcut în octombrie 2007. Suma cu care a contribuit SC Petrom Service SA a provenit din convertirea unei finanțări mai vechi, 7.237.269 de euro, cu mult înainte de împrejurările invocate în mod deliberat calumnios de președintele României. Nu este prima dată când misiunea declarată a grupului Realitatea Cațavencu prin produsul său cel mai important, Realitatea TV, aceea de a livra publicului informații corecte, obiective și documentate, provoacă iritarea șefului statului. Jurnaliștii grupului Realitatea Cațavencu vor continua să se ghideze după principiile care i-au consacrat: obiectivitate, acuratețe, profesionalism, indiferent de atacurile venite din clasa politică sau de oriunde. Foarte irascibil un primar atunci când jurnaliștii încearcă să afle pe ce s-au cheltuit banii, bani care au deja o destinație aparent estivală, deplasarea într-o vacanță, e vorba despre 10.000 de lei și 1.800 de dolari. Sumele pe care primăria Târgu Mureș le-a aprobat ieri pentru deplasarea unor reprezentanți ai instituției la Güzel Kamil, în Turcia. Cei trei au reprezentat municipalitatea la zilele orașului turcesc. Consiliul local a dat aprobarea pentru aceste sume, în ciuda faptului că administrația turcă a suportat cheltuielile de cazare și masă. Urmărim materialul. În Turcia au plecat un consilier local și doi funcționari ai primăriei. Consilierul Bocaș Levente, unul dintre membrii delegației, spune că nu știe cât a costat deplasarea și cine a suportat cheltuielile. Ba mai mult, susține că a scos bani din propriul buzunar. Detaliile financiare vă rog să le întrebați cei care au organizat primăria. Hotelul ăsta, dumneavoastră, hotel 300, 400, 500, all inclusive. Nu știu, n-am numărat stelele. Păi,
hotelul acele două zile au fost plătite de către cei de acolo. Cheltuielile de cazare și masa au fost asigurate de municipalitatea turcă. Primăria Târgu Mureș a decontat însă și ea aproape 1800 de euro pentru cazarea și diurnele acelorași persoane. În plus, reprezentanții primăriei Târgu Mureș se încurcă în declarații și cifre. Cazarea și masa sunt asigurate de către municipalitatea turcă. E vorba de două diurne dus întors, plătite cu 100%, respectiv două diurne pentru două zile, unde sunt asigurate serviciile de cazare și masă și la care se reduce cuantumul diurnei la 50%. Oricum mai face socotelile, suma acordată celor trei delegații e dubios de mare. O spun și agenții de turism care vând sejururi în acea zonă cu transportul inclus. Hoteluri de 3 stele, să zicem, cu all inclusiv și transportul inclus se ridică la 400 de euro, 389-400 de euro, cu all inclusiv, am spus. Există și posibilități cu demi-pensiune sau cu pensiune completă, care sunt cu ceva mai ieftine. Hotelurile de 5 stele cresc un pic prețurile la 500-550 de euro. Ar ajunge la 600-650 de euro la hoteluri de 5 stele. Numai un control al Curții de Conturi ar putea lămuri felul în care au fost cheltuiți banii delegației primăriei Târgu Mureș la zilele orașului înfrățit Güzel-Kamli. Normal. Dar dincolo de asta, vă spun încă un caz. Suntem la televizor. Suntem în direct. Chiar... Haideți să înțelegem cum a fost posibil ca un primar, despre care dumneavoastră spuneți că nu își asumă în integralitate răspunderea acestei deplasări, pentru că răspunderea ar reveni Consiliului Local. Bun, dacă revine răspunderea Consiliului Local, primarul nu se poate totuși calma să vorbească urban? Deci o altă problemă aici. Deci ca mod de relație între primarul Florea și echipa dumneavoastră e una și partea cealaltă de responsabilitate este alta. Pentru că acolo se face un proiect de hotărâre de Consiliu, se supune votul, este un consilier sau cineva care conduce în calitate de președinte, se supune la vot, acel președinte semnează hotărârea și o trimite, iar pentru executiv devine obligatorie. Aici se pune în discuție însă relația și modul de conversație între primarul Florea și respectiv echipa dumneavoastră, care este cu totul altceva. Și ce poate... altceva, adică ce? Cum l-ați catalogat? Pe colegul dumneavoastră este de partid, mi-ați spus că îl cunoașteți. Da, îl cunosc de mulți ani și repet, îl respect pentru că este un primar care a reușit la Târgu Mureș să culeagă respectul ambelor comunități. Și îl respectați și pentru ce a făcut cu niște ziariști? Deci, în acest punct de vedere, nu spun că Florea a greșit. Din punctul de vedere procedural însă, aduce problema... Dar de unde îi se trage atitudinea asta, dacă îl cunoașteți? Nu, e un medic, dar vreau să spun și în discursurile electorale. Dânsul de multe ori vorbește foarte colorat, așa cum repet. În ultimul timp nu. Boschetari și așa mai departe. De ce domnul Sorin Oprescu nu scotea anumite... Dar asta nu face vina mai mică, domnule Tabără. Asta nu face vina mai mică. În ce sens? Cu hotărârea? Nu. În modul în care s-a adresat jurnaliștilor. Dacă și Sorin Oprescu vorbește, ziceți dumneavoastră colorat, nu înseamnă că trebuie să vorbească toată lumea. Domnul Preliceanu, nu este o scuză pentru nimeni într-un astfel de moment și o astfel de tratare. Pentru nimeni. Eu am dat însă că la noi sunt niște obișnuințe ale unor personalități de prin rang să vorbească într-un anumit fel. Bun, haideți să ne întoarcem la bani. Din păcate. Dar dincolo de asta, a judeca acolo competențele pe care le are prin lege primarul, este obligat să semneze orice hotărâre pe care Consiliul Local o aprobă. Cine l-a ținut pe acest primar să nu denunțe modul inutil în care au fost cheltuiți acești bani? Nu știu dacă a fost timpul necesar. Nu cunosc acum tot intervalul de timp de la hotărârea Consiliului Local până la discuție. Păi haideți să vă spun eu că a fost timpul necesar, pentru că domnul primar a dat și un drept la replică după aceea. S-a înregistrat singur. A mai dat încă un drept la replică. Niciuna dintre aceste replici nu vorbește despre felul în care au fost cheltuiți de fapt acești bani. Deci, doamna Laura, sunt două lucruri aici. Prima este o țintă a primarul pentru momentul și modul cum s-a exprimat și a dialogat cu echipa dumneavoastră. Iar a doua problemă care scapă decât analizei corecte a procedurilor și se referă numai la final, aia nu este adusă în actualitate. Ori acolo trebuia luat de la proiectul de hotărâre la procedura din Consiliu. Păi primarul ăsta n-are și el posibilitatea de a se exprima singur, ca să vorbesc puțin mai elegant, domnul Tabără. Procedura lui de intervenție în Consiliu nu este o procedură corectă de a interveni să influențeze un vot al unor consilieri. Nu, dar în fața jurnaliștilor își poate spune punctul de vedere, probleme. Nu? Am spus că sunt două probleme. Una este cea de procedură legată de Consiliu. Cine are majoritate în Consiliul la Mureș? Nu știu.
e greu să... Nu cumva colegii de partid ai domnului... Nu știu. Deci, primar? Oricum e o majoritate. Nu știu cine e majoritar acolo. Bun, nu o să știu. Încercăm să aflăm de la corespondentul deci, nostru. Sper să putem cum, intra vă rog să vedeți și la Timișoara, e foarte și la important Timișoara să știm cine asta. Sunt majoritatea și cine a aprobat o hotărâre. Până acum ne-a spus doar cum, cât de legat de mâini este acest primar. Cum? Doamna Pocora, chiar nu putea să domnul, facă nimic? Domnul Prezuțanu, n-aș vrea să interpretați ceea ce spun. Eu n-am spus cât de legat. Nu e legat. Că nu avea ce să facă, trebuia să semneze. Orice primar respectă aceeași lege în relațiile cu Consiliul. Cum? La noi există, la nivelele centrale, legile și prevederile constituționale pe care nu te poți abate de la ele. Nu am merge mai departe față de ceea ce înseamnă prevederile legale doamna și competențele primare. Cred că în raport cu acest coleg al dumneavoastră, în primul rând trebuia să aibă la el cei 7 ani de acasă. Asta ține de un minim comportament pe care fiecare dintre noi trebuie să-l avem în dialogul cu persoana din față. În ceea ce privește partea legală și de funcționare a administrației locale, sigur că există o serie de pârghii. Dacă primarul chiar nu vrea să facă un lucru, poate găsi de la pârghiile legale până la pârghiile publice sau de acțiune publică. Poți să faci un apel în media, poți să dai tot felul de comunicate, poți să ai o reacție. Dacă vrei musai, poți să ai o reacție. Sunt, într-adevăr, observăm că e o mare diferență între conducători, atât la nivel central, cât și la nivel local, între prioritățile lor și cum aleg ei să cheltuiască banii și nevoile reale ale populației. Aflam ieri cu stupoare că România a pierdut banii de la Comisie, de la Uniune, banii alocați agriculturii ecologice. Niște bani, iată, risipiți, pierduți, nu, aruncați. Nu s-au pierdut. Vă pot spune, de exemplu, că luni va intra în vigoare un ordin, chiar am făcut o scrisoare deschisă către ministrul Berceanu, prin care cetățenii din municipiul Fetești vor plăti ca să treacă de pe un mal pe altul, să meargă la servicii în Cernavodă sau să meargă la bălțile pe care le-au pe malul celălalt. Pe celălalt, o taxă de pod, practic 500 de ron pe lună pentru feteșteni, e o sumă colosală. Îl rog pe această cale pe domnul